Zunivers Podcasts. Credeți că paradoxul prosperității este motivul pentru care căutăm sens mai mult ca niciodată? Eu am impresia că am pierdut, de dragul modernității și a evoluției cu orice preț, hai să zic așa, am pierdut niște repere pe care o să fim forțați să le regăsim. Doctore, da. Te-ai întrebat vreodată când ai trăit cea mai bună parte din viața ta? Da, uite, acum mă gândesc că ai spus, deci eu sunt convins că cea mai bună parte din viața mea trebuie să vină. Ei, tot timpul aia care urmează. Știi? Regretul este o investiție foarte proastă de energie, inclusiv mentală. Consumul de alcool schimbă creierul complet. Am avut și copii cu alcoolemie de 7, nu știu cât. Copii de 14 ani, 12 ani. Domnule doctor, gânditori contemporani spun că succesul în secolul 21 ar fi al gânditorilor dominați de emisfera dreaptă a creierului. Asta este una din legendele creierului cele mai, să spun, populare. Din păcate, nu este absolut deloc adevărată. Noi trăim toți într-o halucinație. Toată realitatea pe care o considerăm noi ca atare și în care ni se pare că trăim, acum este toată creația creierului nostru. Deci este o halucinație controlată, știi? Ce o invenție a lui. În ce realitate trăiești, doctore? În realitatea creierului meu. Crezi, domnule doctor, că lumea procesează prin poveste? Este povestea importantă? Creează povestea conexiune? Da, cred că e tot ce contează, să știi. Iată. Povestea este esența noastră, ca să zicem așa. Da. Intervie Vista cu Florentina Fântânaru. Un podcast Zunivers. Astăzi la Intervie Vista, un neurochirurg, un cercetător al creierului. Glumești, doctore, dar e treabă serioasă aici, nu? Da. Domnul doctor Bogdan Iliescu, neurochirurg la Spitalul de Urgență din Iași, am zis bine, nu? Corect. Un brain coach. Mai nou, așa cum se poartă. Hai să spunem, da, deși nu mă recunosc, dar să spunem. Faci la Iași cercetare, pentru că știu că ești fondatorul, nu? Institutului Creierului. Da, încă este un creierului. Plan foarte frumos, dar muncim intens să devină realitate. Și eu cred că o să fie realitate și nu foarte, foarte târziu, adică sper să-l prindem amândoi, știi? Să facem o emisiune acolo, asta mi-ar place. Sigur, vreau să văd ce faceți voi acolo, sunt mulți IT-iști. Într-un laborator. Or să fie de toate, așa? Nu poți fără IT-iști în ziua de azi, adică nici măcar cercetarea creierului nu poți să zici că o faci fără IT-iști. Bineînțeles că o să fie probabil jumătate, o să fie IT-iști. Aveți un parteneriat cu americani, am înțeles. Avem multe discuții începute, avem oameni care, culmea, ei lucrează acolo mai intens să vadă asta împlinit și să avem și treabă. Pentru că e o zonă, americanii ne privesc foarte bine și atunci pentru ei e o zonă grozavă asta. Sunt și oameni deștepți, nici nu costă foarte mult. I-ai adus aici, în România, nu? Până acum am fost noi la ei, dar ne-au promis că vin. Cum, n-au fost deloc în România? Au venit, câțiva au fost, păi, dar nu toți. Ai văzut că toți. Au venit, nu? De unde? Din Houston i-ai adus? Din Houston, din Dallas și din Austin, dar Houston și Dallas. Pentru că acolo ai și studiat tu. Exact. Câți ani, Bogdan? 3 ani și un pic. Ai făcut cercetare? Aia a fost cercetare adevărată, da. Pe creier? De asta, pe creier de maimuțe, da. De maimuțe. Uh-huh. A fost foarte frumos și super interesant. Bun, și ce vreți să faceți la Iași? La Iași vrem să facem o treabă, pentru că nu poți să-ți negi firea, ca să spun așa. Și știi cum e, stai toată ziua prin spital și vezi că sunt lucruri care ar putea fi mai bune. Da. Și pentru unele chiar ai idei cum ar putea fi mai bune. Și atunci scopul centrului ăsta nu e să facă cercetare fundamentală, nu să ne întâlnim peste 10 ani și să spun am descoperit noi că neuronul ăla, în loc să facă așa din coadă, face invers. Vrem să dezvoltăm tehnologii, tehnici, chiar și software, dacă vrei. Minunat, dar la ce visează? Care să poată fi aplicate în practică. Așa, doctorii și IT-știi, la ce visează? Zi-mi un dispozitiv, zi-mi ceva la care să zicem că... La cât visează săracii? Uite, de exemplu, lucrați. Ar fi grozav să, când se întâmplă un AVC, un accident vascular. Se întâmplă că des. Da, și culmea, să știi, se întâmplă foarte des în spital. Americanii, că ei prolifici în statistică și au și un sistem care le permite, au descoperit că aproape un sfert sau poate mai bine din accidente vasculare se produc cât bolnavul e internat, unul pentru totul altceva. Wow. Problema este că el face AVC-ul și până când ajunge cineva la el trece foarte mult timp. N-ar fi... de ce dacă e în spital?
Păi tocmai pentru că nu stă, nu e, am vrea, și asta ar fi frumos, să fie apărare om la om, cum se zice în sport, știi? Adică să aibă fiecare pacient un om, un cadru medical, că e asistent, că e doctor, care să-l vadă permanent. Asta nu se poate, după cum știi prea bine. Mai ales într-un spital cum e al nostru și cum e ăsta de genul nostru, unde se întâmplă lucruri din minut în minut și la un moment dat trebuie adică să... Adică un pacient ar putea să facă AVC-ul când este internat chiar în altă secție. De spital, da. Am înțeles, și exact. Să nu își dea seama nimeni că el de fapt a făcut la AVC. Timp. Exact, exact. Și atunci n-ar fi grozav să ai un device, oricum ai vrea, știi? Să fie patul inteligent, de exemplu. Wow. Și să spună, domnule, omul ăsta nu se mai mișcă de jumătate de oră. Și să dea o alarmă dintre aia încât cineva să sară, ar fi grozav. Sau n-ar fi grozav ca strict tehnicii noastre chirurgicale să meargă la un nivel mai profund. Microchirurgia a fost o invenție fabuloasă acum 50 de ani. O, a trecut aproape 50 de ani, sau mai bine. Ce chestie. Și a modificat fieldul ăsta cu totul, dar e clar că trebuie să mergem mai departe. Chirurgia, știi? Robotică, nu? Chirurgia, te folosești de ea? Roboții, de exemplu, exact, care în neurochirurgie, cel puțin, ăia spinale mai sunt cum mai sunt, dar pentru creier nu există așa ceva. Și așa mai departe, sunt atât de multe lucruri de făcut, încât nu cred că o să rămână 1000 de centre de astea să fie odată și nu cred că rămân fără treabă. Ești pasionat de creier de mult asta, da. Timp. Sigur. Pentru că ai vrut să știi ce ai în cap, nu? Cum poți să-l augmentezi, ca să zic așa? Cum poți... Nu, inițial am vrut să-mi explic ce face, cum face ce face. Așa. E o chestie, eu am fost fizician la bază, ca să zic așa, cum se spunea la, pe vremuri, și întrebarea asta am avut tot timpul, cum funcționează, de ce funcționează un lucru, cum funcționează și nu altfel. Iar pentru creier chiar nu știam mare lucru. Am și avut norocul să am un profesor absolut fabulos, care mi-a, nu că mi-a întreținut, chiar m-a adăugat la pasiunea asta, pe lângă faptul că m-a dus în muzică încă vreo 10 niveluri mai adânc decât eram eu atunci. Și atunci asta a fost inițial. Curiozitatea asta o am și acum, pentru că nu... Deci un fizician, neurochirurg, da, pasionat de muzică și de creier. Știm ceva despre creier. Nu putem spune? Ei, știm câte ceva. Adică avem încă. Întrebarea rămâne la fel de validă ca cu 30 de ani. Dar cât de important este să înțelegem cum ne funcționează creierul pentru a ne ajuta să abordăm problemele de sănătate mentală? E, nu știu ce cuvânt să folosesc, să pară mai greu, fundamental, esențial, oricum. Vital. Vital, da. Nu poți să tratezi un lucru care nu știi cum funcționează, pentru că orice gest faci, orice moleculă introduci într-un sistem, dacă nu știi unde se duce și ce face, te trezești cu catastrofe. Și sunt și exemple și în medicină, când ne-am grăbit cu una cu alta, da. Până să știm exact. Dar n-are rost să intrăm, că nu e un domeniu foarte plăcut. Și uite că l-ai avut pe profesorul Irina Popescu, până ei până n-au înțeles exact cum funcționează ficatul, unde vin vasele alea, în ce fel, cum se împarte el, și așa mai departe. Nu s-a gândit nimeni să apuce să ia ficat și să-i mute de colo-colo, că cine știe ce pățești. Și atunci și pentru creier, pentru creier poate cu atât mai mult, pentru că orice boală a creierului, după cum și tu și cine se uită la noi știe, nu e doar boala în sine a creierului care ne deranjează foarte mult. E faptul că oamenii aia devin sau își pierd utilitatea sau își pierd, cum să spun, semnificația pentru familie, rămân fără funcții fără de care nu mai sunt oameni, practic. E foarte greu să-i recunoști ca atare. Știi despre ce vorbesc. Și atunci eu am fost foarte bucuros când acum, cât deja au trecut aproape 12 ani mai bine, când și președintele Obama și Consiliul Europei s-au gândit, bă, hai să studiem creierul, că nu știm nimic, am ajuns pe Marte, nu mai știu pe unde umblăm lerla prin spațiul ăsta, acum avem și telescopul ăla fabulos, dar noi nu știm ce se întâmplă într-un AVC și cum să recuperăm oamenii, adică e ușor anormal, da. Hai să spunem așa, să folosim un cuvânt frumos. Deci e absolut esențial să știm. Da, câți pacienți, domnule doctor, știu cu adevărat pacienți dintre care dintre cei pe care tu îi vezi, da? Da? Știu ei cu adevărat ce se întâmplă în creierul lor. Îi interesează pe oameni. Le este frică. Deci, în continuare, creierul, fiind așa o mare necunoscută,
este ca un fel de, dacă funcționează, nici nu-l bagi în seamă. Adică nici nu realizează practic că tot ce fac ei se datorează creierului. În momentul în care le spui că e ceva neregulă cu el, parcă le-ai arătat un monstru de ăsta oribil și atunci trebuie să facă orice să scape de chestia aia. Și atunci, e clar că nu conștientizează, cum să spun, funcții de bază ale creierului și că alea sunt acolo. Da. Dar minte lucruri mai profund de atât. Și, bun, asta știa rămas cu ideea că e o chestie foarte complicată și de asta neurochirurgian că nu și-a pierdut ceea ce, mă rog, e foarte adevărat. Nu și-a pierdut aura, dar mai mult de atât nu. Și ciudat. Și chiar dacă vrei să le explici sau chiar să le explici că, de exemplu, asta e din cauza, să spunem că are o tumor, asta e din cauza tumorii, asta s-ar putea să fie din cauza operației. Îi vezi cum iarăși intră într-o defensivă din și se sperie și mai tare. Da. Deci e greu. Asta deci nu poți să împărtășești foarte multe lucruri cu pacientul. Cu pacientul nu, însă am avut surpriza unor familii foarte și inteligente și receptive și curioase. Curioase, da. Da, exact. Da. Dacă le spui, le dai sfaturi mai ușor cu băutura. Aoleu, nu, să nu intrăm în domeniul, subiectul ăsta este ceva îngrozitor. Da, bineînțeles că le dai. Că neuronul ăla... Da, uneori vezi într-o familie o disperare dintre aia defetistă că noi am încercat orice. Unii dintre ei răspund că ai amicii, îi sperii, că pe bună dreptate, adică nu îi sperii bau-bau, le spui că următoarea dată s-ar putea să nu mai putem face nici noi nimic. Păi să ce? Uite, spune-ne acum, următoarea dată, dacă mai intri în comă alcoolică? Păi nu, următoarea dată poate să și moară, sau următoarea dată poate să devină un pacient psihiatric pe care să nu-l mai poate ajuta chiar nimeni. Exact. Și le spunem lucrurile astea, le spunem. Și până la urmă, unii da. Dacă reușesc să trezească cât stau la noi, că ai să râzi, dar și asta este o problemă. Foarte serios. Deci consumul ăsta de alcool, eu nu pot să vorbesc despre alte populații, vorbesc de-a noastră, că românii sunt ai noștri. Exact. Corect. Și iubim. Este ajuns la un, încât nici nu mai pare o problemă. Știi, a ajuns consumul ocazional să însemne un consum care pentru alte populații este alcoolism dintre la dur. Feroce. Exact. Serios. Și este foarte greu să le explici că, domnule, două pare de vin în fiecare zi este enorm de mult. Și vezi că se uită și nu înțeleg cum să fie mult când toată două lumea face așa. Da, știi, argumentul suprem. Toată lumea face așa. Și e dificil, adică aia care ajung săracii la noi, unii dintre ei au niște performanțe pe care nici nu le spun, pentru că nu ne crede nimeni. Dar cine lucrează în spitale, în general, știe chestia asta și la este o foarte mare problemă. Adică alcoolemii de 7-8, nici nu te-ai fi gândit că mai sunt în viață sau că sunt conștienți. Ei sunt foarte bine, aparent. Și alte lucruri de se genul ăsta. Se poate trăi așa? Se pare că da. Se pare că deci da. Se pare că omul a atins de, noi absolut, niveluri. Absolut, adaptarea este are o capacitate teribil, enormă. Acum noi râdem, dar este atât nu e de râs, de... nu e de râs, e pentru tragic. Că e tragic, pentru că sunt consecințe mult mai vaste. Alcoolismul e ca o pată de ulei. Știi, tu îl vezi pe alcoolic, dar în jurul lui sunt oameni care suferă trecând peste familie chiar, că omul e în societate, peste tot, știi, țipă la o vânzătoare, nu trebuie să explicăm. Da, corect. Și atunci este o problemă foarte mare, plus că vorbim strict neuroscientific, dacă vrei. Consumul de alcool schimbă creierul complet. Deci, practic, te învârți printre oameni, să spunem așa, bolnavi sau cu alt creier decât al unui om normal și nu mai respectă chiar aceleași reguli. Deci, în câțiva ani, da, devine poți o să problemă vezi acel, foarte acel vasă. Om să nu-l mai recunoști. Absolut, absolut. Este demonstrată treaba asta. Iar dacă acel om mai are și urmași, în timp ce este un alcoolic feroce, da, dacă procrează... Se păstrează, da, dar să și vede chestia. Am avut și copii cu glicemie, cu alcoolemie de 7, nu știu cât. Copii de 14 ani, 12 ani. Adică să perpetuează un obicei, cum înveți obiceiurile bune în așa familie, le iar, așa le înveți și pe astea. Și dacă în casă îți face mămăliga cu vin, tu ce vin ai că nu știi că se pune apă? Nu? Că era atâta. Asta așa știi așa tu. Așa se face mămăliga cu vin. În unele părți din Moldova, cel puțin, sigur.
Teribil, da. Mult ai văzut la viața ta. Să știi că da. Și te-am chemat și aici ca să ne înveți, da. Să ne păzim. Da, și ăștia doar o parte din pacienți, colegii mei de la primii urgențe, să vă povestească toate speciile pe care le văd și atunci să vezi istoric. Nici cu gândul nu gândești. Nu, exact. Exact. Și cum vezi în New York, vezi foarte multe, cum să numesc, rând de asta sau leziuni prin arme de foc, pe care la noi nu le vezi. Așa și ei, dacă vin aici, învață o grămadă de alte lucruri. Dar cred. Asta e specificul locului. Domnule doctor, gânditori contemporani ca Daniel Pink, de exemplu, spun că succesul în secolul 21 ar fi al gânditorilor dominați de emisfera dreaptă a creierului. Creativitatea, empatia, intuiția, emoția, inovația. Ele vor aduce succesul. Ce părere ai, domnule doctor, chirurg, de câți ani, Bogdan Iliescu? Din nou, am intrat în spital în 97, deci câți ani ar fi, nu știu câți sunt. Așa de bătrân ești? Da, nu eram student, da, adică nu eram corect, chiar neurochirurg din 2001. E foarte interesantă întrebarea și mă bucur că mi-ai pus-o, pentru că asta este una din legendele creierului cele mai, să spun, populare. Așa. Știi? Bine, și mie îmi plac desenele alea când vezi o jumătate de creier cu tot felul de culori și note muzicale și o jumătate de creier foarte serioasă cu tot felul de algoritmi și formule. Da. Din păcate, nu este absolut deloc adevărată. Din păcate. Da, gânditorii ăștia scriu cărți, fac conferințe, și se duc în toată lumea. Unii dintre ei au un flux cognitiv, să zicem așa, de idei foarte valoros, pentru că și asta nu înseamnă că dacă noi am descoperit nu știu ce în creier și suntem oarecum siguri că așa se întâmplă, asta dă deoparte tot ce au gândit oamenii până acum și au pus în relații cu creierul. Unele sunt idei extrem de valoroase. Dar, din păcate, culmea e că am ajuns la o destructurare a creierului. Știi, la un moment dat, creierul era așa și încă multora le place ideea asta. Aria care face aia, aria care face aia, și la un moment dat puneai un puzzle așa, luai toate ariile și așa un creier. Ceea ce este, nu mai e, adică știm că nu e adevărat, nu are nicio legătură cu cum funcționează creierul de fapt. Dar în vremea când ziceam că vorbirea are mai mult de a face cu emisferul stâng și atunci suntem ceva mai analitici și pe partea aia altă, nu știu ce, a fost frumos. Știi cum e? Câtă vreme n-ai o dovadă foarte clară, evidență științifică, că e într-un fel sau altul, orice teorie e valabilă. Bine, da, că o americanii cred asta. Americanii cred foarte multe lucruri, da, cum cred și românii foarte multe lucruri. Ei încă, de exemplu, o altă, uite, stii, hai să le luăm prin analogie. O altă legendă foarte iubită despre creier este că avem trei creiere. Știi, creierul de șopârlă la primordial, reptilianul, exact, de care care ne dă frica și comportamentul basic să ne căutăm în care și parteneri. După aia e sistemul limbii deasupra, care e cu emoțiile și deja e ceva mai rafinat și evident neocortex, care ne face regii universului. Da. Da. Și? Se pare că, iarăși, nu are nicio legătură una cu alta. Adică nu există lucrurile astea și este o explicație foarte simplă și foarte frumoasă, dacă e așa, ca să înțelegem ceva despre creier foarte repede. Adică, în ce sens? Poți să găsești neuroni, același tip de neuroni, la șoareci într-un loc, la om în alt loc. Și atunci zici, da, ariile alea s-ar putea să facă lucruri similare. Dar dacă din convoluțiile creierului undeva ceva seamănă cu ce seamănă la noi, asta nu mai poți să spui. Așa a fost inițial. Deci, inițial, un domn, știi, s-a întrebat ca noi. Domnule, ce legătură o fi între creierul de șoareci și ăla de om? Păi e foarte simplu. Luăm un creier de șoareci, punem aici pe masă, mai găsim vreo două leu maimuță ce vrem noi și punem și un creier de om. Și ce ne uităm prin ele, la propriu, cum te uiți în sacoșa de cumpărături. Și vezi, a, uite, asta seamănă cu asta. Deci am moștenit de la șoareci. Corect. Corect, așa părea atunci. Știi? De acolo vine istoria asta și încet, încet este demontată. Mai avem până să putem, cum să spun, să putem demonstra atât de simplu și atât de elocvent încât să devină ușor credibil. Dar sigur este așa.
Păi și toți oamenii ăștia care fac poveștile păi astea, fac conferințele, uite, ai văzut, sunt podcasturi și păi în România și la alții despre conținutul ăsta. Este, e adevărat, pentru că e mult mai ușor să explici unui om care nu e neapărat cercetător al creierului, dar îl folosește și vrei să-i transmiți o idee despre cum funcționează creierul, mult mai ușor să-i, să-i compari comportamentul primar cu unul de reptilă și ăsta al altul cu neocortexul, un comportament uman foarte rafinat și civilizat. Când să începi să spui că sunt neuroni care fac așa și după aia vin așa, aia devine imposibil, adică și pentru un auditoriu avizat poate fi o problemă. Deci nu crezi deloc în teoriile astea? Nu mai cred. Nu mai cred. Că și am crescut, îți dai seama, tot cu astea, adică la momentul ăla asta era cea mai bună dovadă științifică pe care o aveam. Și n-ai cum să nu o crezi, adică s-a uitat un om, ți-a făcut poze, ți-a arătat și zici și tu ca el, știi? După aia trebuie să apară genetica, trebuie să apară sculele pe care le avem în ziua de azi și să vezi că e altfel. Bine, și atunci, uite, dacă ar fi să ne gândim la tine și la oamenii care fac științele exacte, da? Care studiază matematică, fizică chimie, da? Corect. Ei n-am putea să spunem că sunt dominați de emisfera stângă. Păi de ce? Că și așa și aia care fac muzică ar trebui să fie exact ca matematicienii. Că ele sunt, că matematica complet, și muzica... sunt complet același lucru, practic. Da. Sunt aceleași arii. Adică dacă îl pun, am un prieten foarte bun, un mare matematician, așa. Dacă îl rog să rezolve o ecuație foarte complicată și alt prieten al meu muzician îl pun să cânte, o să vezi, dacă îi punem în remene, o să vezi că ariile lor seamănă foarte bine. Și atunci, știi, se pune întrebarea, că așa ne-am și dat seama. Sau de acolo a plecat întrebarea. Stai un pic, înseamnă că nu-i chiar cum credeam noi. Și așa au început să sape, știi? Uite, dacă vrei, dau din neuroscience-ul modern. Te rog. Uite, food for thought, cum să zice asta, hrană pentru niște gânduri profunde. Noi trăim toți într-o halucinație controlată. Am mai auzit treaba asta, te referi la Matrix? Îngrozitor. Nu, absolut deloc. Nu, că am fi un experiment și suntem niște maimuțe. Toată realitatea care, pe care o considerăm noi ca atare și în care ni se pare că trăim, acum. Este toată creația creierului nostru. Deci este o halucinație controlată, știi? Și o invenție a lui. Dacă vrei, intrăm și în detalii, că unele sunt haioase, păi altele sunt, da. Super sunt super fascinante. Pentru că, uite, realitatea creierului lui Beethoven, m-am gândit acum la asta, el a scris o simfonie iubitul meu. Fără să audă. Audă. Absolut. Pentru deci că e matematică. Deci el și-a inventat, nu ar putea, am putea spune că a avut o halucinație, nu? Da, că era acum a avut muzica, fiind, cum să spun, 100% creație până la urmă, e o compoziție a creierului nostru. Deci e doar o creație, cu creierul, fără să o audă neapărat. Nu, nici nu trebuia să o audă. Muzicienii, când văd notele, văd ca un spațiu tridimensional, știi, ca un relief, hai să spunem așa. Cum ne uităm noi, mergem aici până la Ploiești și încep să apară dealuri, munți, frumos, așa văd și ei notele alea, e foarte interesant. Și bine, dacă știi să le citești, eu încă absolut. Nu știu să fac treaba asta și atunci nu văd nimic, văd buline și șerpișori. Dar pentru ei cu totul și cu totul altceva. Deci băi, tu vom putea să compună absolut liniștit încă 20 de ani după ce a rămas complet surd și nu l-a afectat. Și din potrivă, folosind experiența pe care o avea deja, a devenit din ce în ce mai bun. Probabil că se devenea de neînțeles la un moment dat. Dar mai spunem... E creația creierului lui. Păi, te-ți dau un exemplu. Noi zicem, nu străim în România, suntem în București, la Radio Zoo, și uite, sunt camere și toate astea. Toate astea sunt creațiile noastre. Da? Adică dacă am trăit, hai să facem o schimbare cât de mică, să spunem că nu plecau turcii. Aici putea să fie New Istanbul, să aibă cu totul alte granițe și să, da, deci toată realitatea socială este o realitate inventată de noi, da? Toți alergăm cu ochii, cu limba scoasă, după bani. Banii sunt o creație absolută a noastră. Nu înseamnă absolut nimic pentru nicio cea mai mică moleculă din univers. Este o creație a creierului nostru, da? Și atunci, care doctore... Unde, mie aia îmi place, pe aia nici n-am reușit să o înțeleg până la capăt. Toate monedele astea virtuale. Deci am ajuns la rafinamente dintre astea aproape ezoterice. Niște bani care umblă pe undeva, nu i-a văzut nimeni, n-a pus nimeni, nici n-ai cum să pui mâna pe ei, dar sunt niște bani. Deci e o creație de asta dusă, e aproape muzică, dacă vrei. Nu are nicio legătură cu realitatea. Și atunci în ce, legătură cu realitatea? În ce realitate trăiești, doctore? În realitatea creierului meu. Și atât.
cum fiecare din noi trăiește în realitatea creierului lui. Exact. Deci e adevărat că noi ne putem face propria realitate. Ne facem. Chiar ne facem. N-am putea să trăim în lumea asta fără realitatea pe care ne-o facem fiecare dintre noi. Și atunci dacă realitatea ta, ca medic, neurochirurg, da, este cât se poate de concretă spre vindecare, da, tu ești medic, în primul rând. Faci tot ce poți să faci tot ce poți. Și când vine un pacient care îl vezi că, iată, nu mai are forța aceea vitală, care e în depresie, care spuneai mai devreme de creierul, cum se transformă el și, și ce rămâne din tine până la urmă ca om, când creierul tău nu mai poate. E un moment foarte dificil și ai sesizat, ca de obicei, punctul cheie. Și nu numai pentru noi, adică noi ca și neurochirurgi. Cu orice doctor ai să vorbești, mai ales cu oarește experiență, știi că trebuie să vezi lucrurile astea cum se întâmplă. Da. O să-ți spun același lucru. Momentul cheie în orice proces de ăsta sau în orice relație medic-pacient este momentul în care omul respectiv decide dacă luptă sau nu. Asta nu am descoperit eu. Asta ne-au spus-o și nouă. Eram student și unul din profesorii noștri senior la vremea aia ne-a spus, avea și niște exemple din asta tulburătoare, pe care evident nu prea l-am crezut, bineînțeles că știi, când la 25 de ani preți să pare așa, adică cum să lupte, să vină aici, că noi suntem cei mai mari chirurgi și facem bine. Încet, încet îți dai seama că lucrurile stau exact așa. Deci ăla e momentul cheie. Dacă el decide că nu vrea să lupte, toată medicina din universul ăsta nu-l poate ajuta să se facă bine, cum spunem noi. Da, să treacă peste chestia. Dimpotrivă, oameni într-o situație, medical vorbind, cât putem noi să ne dăm seama, mult mai gravă, care decid să lupte, ies și uneori ies spectaculos, uneori miraculos și atunci unii dintre ei devin vedete, pe bună dreptate, până la urmă, pe bună dreptate în sensul că sunt un model pe care ar trebui să-l urmeze toți. Și asta e valabil pentru tot aparatul lui de suport, ca să zicem așa. Sunt ființe sociale, adică cât de mult contează ce avem în noi, contează la fel de mult ce avem în jurul nostru. Oamenii din jurul nostru. Și atunci și ei trebuie să fie la fel de hotărâți și de determinați, că se folosește acum, deși un barbarism care nu-mi place în mod special, dar să lupte și să învingă. Pentru că altfel tot ce faci tu, ca oricât de bun ai fi, oricât de bine dotat ai fi, oricât de mult ajutor ai avea din partea colegilor, nu ai cum să treci peste momentul ăla. Este o treabă greu de explicat și ziua de azi, dar care se întâmplă și, repet, e momentul cheie. Domnule doctor, probabil că ați observat din propria experiență și din a celorlalți, nu a colegilor, că de multe ori pacientul poate se face bine agățându-se de doctor, având atât de multă încredere în el și văzându-l pe doctor așa mare, puternic, vocal, cu atitudine, iată, cu zâmbet, cu nu știu. Se leagă, adică cei care vor să lupte se prind de orice argument e bun. Nu? Da? Și evident că contează ca cel care îl ajută, nu? Și tu dacă vrei să treci strada când, sau nu știu ce, să faci un task foarte dificil, dacă ăla care vrea să te ajute e mai nesigur și mai speriat ca tine, nu prea ai să treci strada cu el sau ce vrei să faci, nu? Chiar dacă nu știe, măcar pare că știe ce trebuie să facem și te conduce într-un mod. Deci e obligatoriu, evident. Și ăsta e al doilea moment cheie, în care el are încredere că tu chiar poți să-l ajuți. Și mai important, mai ales în ziua de azi când oamenii au devenit îngrozitori de suspicioși, chiar ai în cel mai bun interes al lui, adică interesul tău este și interesul lui, să treacă peste treaba asta cât de bine se poate. Ăla e al doilea moment crucial. Deci s-au hotărât să lupte, după aia trebuie să fie sigur că echipa asta funcționează și că poate succes. Să aibă încredere. Exact. Da, ai observat că poate nu mai e ca acum 20 de ani implicarea medicului, felul în care stă el la căpătâiul bolnavului. Ai văzut ce spunea și domnul profesor Irinel Vombescu? Da, da. O schimbare. Bunăstarea doctorilor nu mai aduce implicare maximă la capul bolnavului.
nu e doar bunăstarea, e o treabă, ce obțin în mintea mea, că încep să încet, încet să trec la seniori, ca să zic așa, deși foarte mult mi-a plăcut la juniori. Da. Sunt mai multe aspecte. Odată e și o formă de experiență sau manifestarea unei forme de experiență, știi? Sunt lucruri pe care, apropo că tot spuneam, creierul tău de doctor sau partea doftoricească din creierul tău o prezice și îți dă o siguranță foarte mare, mergi într-o anumită direcție. Și atunci, dacă în primul an de rezidenția mă duceam din oră în oră să văd ce se întâmplă, pentru că nu prea aveam nicio idee în ce direcție o să evolueze un pacient, că la noi, ca și la ei, se poate întâmpla să schimbe lucrurile în jumătate de oră sau mai repede. Acum nu mai e chiar același lucru, știi? Să spunem, stau un pic mai liniștit. Asta pe de-o parte. Pe partea cealaltă avem o serie de dotări, tehnologia și tot restul, care preiau o parte din monitorizarea asta minut de minut. Inclusiv poți să te anunțe, știi, trimite mesaj sau trimite ceva. Și asta este alt aspect. E adevărat, și psihologia doctorilor s-a schimbat. Da, sunt și eu, sunt oameni, da? Cum s-a schimbat societatea și s-au schimbat oamenii, pur și simplu. Noi nu semănăm deloc cu părinții noștri, din spre marea lor supărare, iar copiii noștri, vreau să mă gândesc cum o să fie, ăștia sunt deja cyber humans, noi sunt oameni simpli. Și evident că, dar nu e vorba de dedicație sau altceva. Era frumoasă și mie îmi plăcea imaginea aia cu doctorul care stă la capul bolnavului și suferă împreună cu el. Probabil că asta n-ai să mai vezi, dar sunt toate, astea toate contribuie la treaba. Deși sunt momente în care trebuie să stai acolo să prinzi momentul crucial. Se mai întâmplă. Am trecut prin era agricolă, era industrială, da. Era informațională. Și n-am înțeles nimic. Am ajuns în era conceptuală, doctore. Da. Conceptuală. Da. Cât de importantă e empatia? Fundamentală. Doctorul Dulcan spune că empatia va salva lumea. Absolut. Absolut. Va salva specia și, prin urmare, lumea. Se pare că putem fi foarte dăunători, ca să zic așa. Sunt perfect de acord cu domn profesor din foarte multe motive, dar, să spunem așa, motivul esențial este: noi suntem o specie socială și noi, ca indivizi, suntem indivizi sociali. Adică, pentru noi, societatea, grupul nostru, este mai important decât ce mâncăm sau dacă mâncăm, este mai important ca orice. Și eu sunt foarte fericit sau îmi place grozav de tare că a fost un val dintre ăsta în cercetarea, inclusiv a creierului, care a demonstrat ce importantă este societatea, grupul ăsta, pentru felul în care se modelează creierul unui copil de la nou născut până când, și așa mai departe. Toate lucrurile astea, să înveți să-ți citești semenii, să le citești fața, să le citești sufletul până la urmă, nu, asta e empatia. Și atunci asta este absolut esențială. Pentru mine nu există niciun fel de îndoială. Un psihiatru mi-a spus odată așa, că voi când vedeți un om care nu are o mână, nu are un picior, voi spuneți despre acel om că este infirm. Pentru mine, când văd un om care nu are afectivitate, da, acela este un infirm. Da. Întâlnim oameni care avem sentimentul că nu empatizează, că n-au afectivitate, n-au afecțiune. Există, bineînțeles. N-au stările astea emoționale, nu-i animă ca pe noi toți. Absolut, așa este. Și iarăși e foarte bine, poate am ajuns un pic cam prea departe, dar uite, sunt toate bolile astea de spectru autist, cum li se zice acum, începând cu autismul per se, și acolo poți să-ți dai seama cât de importantă și cât de valoroasă este proprietatea asta pe care o avem. Chiar, ei sunt niște oameni la care posibilitatea asta de a se conecta afectiv cu ceilalți și de a comunica îi foarte mult pusă în sau lipsește sau foarte mult diminuată. Din păcate, vezi, apropo, de ce trebuie să studiem creierul? Nici nu știm de unde vine și ce am putea face, evident, să o reparăm, dacă se poate repara. Nici asta nu putem fi foarte siguri. Pentru că
Asta e un moment în care, inclusiv optimismul meu debordant vis-a-vis de viitorul studiului creierului, știi, noi venim să reparăm un lucru care a fost construit și modelat în ani și zeci de ani de zile. Despre creier vorbesc. Da? El se naște într-un fel și apoi de la primul alăptat până la colegii de facultate, fiecare lucru a venit și l-a schimbat sau i-a dat sens, să spunem așa. Și e foarte dificil, și acum aș zice imposibil, dar nu vreau să zic imposibil. E foarte dificil să vii să repari, să refaci toată istoria asta și să o schimbi sau să... Deși poate cu un pic de noroc aflăm că de fapt este o moleculă, nu știu unde, și dacă noroc o întoarce, totul e foarte bine. Da, aș vrea să zic așa și hai să zicem așa, așa, așa zicem. Deci doctore, o să poată. Da, o să tratăm cunoscut și lipsa de empatie. L-ai cunoscut pe Daniel Goleman? Da. Celebru profesor, gânditor. Da, am cunoscut foarte mulți oameni extrem de celebru psiholog. Da. Spune, nu te-a convins? Nu. Inteligența emoțională a lui Goleman, conceptul? Conceptul de... Cum de nu te-a convins? El. Din același motiv pe... A, nu, el e foarte convingător. Nu, să nu... Să nu, păi și ce anume nu te-a convins? Conceptul lui? Da. Cum așa? Păi tocmai exact devine la motivul începutului discuției noastre. Faptul că încă nu știm exact cum se produc emoțiile în creier este un moment un pic dezarmant pentru mine, știi? Eu am aderat foarte tare și, bine, încă cred că nu suntem grozav de în afara subiectului. Știi că amigdala este nucleul emoțiilor și ea pune ștanțe și ne spune ce e bine, ce e rău și așa mai departe. Dar se pare, adică sunt din ce în ce mai multe studii care demonstrează că, de fapt, creierul construiește emoție cum construiește orice alt lucru și contextul contează foarte mult. Da. E factorul declanșator pentru emoția respectivă. Da, și e factorul care ne spune nouă, de fapt, și dacă poți să alegi într-o emoție sau alta, oricum poți să alegi între orice, ce să alegi? Și asta vine și subminează un pic și încrederea mea și orice filozofie care ține de conceptul ăla, era foarte frumos. Știi? Așa cum era foarte frumos să știi că, da, domnule, memoriile au de-a face cu hipocampul, cu căluțul ăla de mare, grozav. Acolo se întâmplă lucrurile și toată lumea era fericită. Puteam să respirăm în sfârșit, da, știm ceva. Și se pare, deși în continuare hipocampul e un fel de nucleu central în tot procesul ăsta, se pare că, de fapt, memoriile se întâmplă altfel, se stochează altfel. Abia a apărut o lucrare care spune că nu numai că se stochează diferit, se stochează diferit în funcție de cât de utile sunt pentru tine. Știi? Adică, în ce sens? În sensul în care, dacă astăzi s-a întâmplat ceva din care eu pot să generalizez și să folosesc întâmplarea de azi în foarte multe situații ulterioare, pe aia o păstrez și este high level, hai să zicem așa. Uh-huh. Știi, este una din memoriile esențiale. Dacă e așa o treabă care s-a întâmplat, pur și simplu, ajunge rămâne pe acolo, pe undeva și mai vedem noi dacă o păstrăm sau nu. În timp nu mai găsești. Greg Braden spune că, de fapt, amintirile noastre... Nu ai spus că vin toți oamenii ăștia serioși, că mă îmbrăcam și mai frumos. Acum, nu fă glume! Dar trebuia glume, să mă aștept. Că nu, eu credeam că trebuia ești să pro mă aștept. Absolut, 100%. Gândirea asta, nu, că avem nevoie cu toții da, de o gândire absolut, nouă. Absolut. De un mod nou de a fi cu noi înșiși. Așa, înși așa, și așa este. Școlile noastre, în societățile da, noastre, nu? Să nu apropo de Greg Braden, da, o să ajungem și acolo. Nu. El spune altceva, că, de fapt, în noi, aceste memorii, da, această amintire, ea este în subconștient, subconștientul colectiv. Ca majoritatea lucrurilor în creier. Da, și noi avem, în funcție de antena noastră, care recepționează, da? Deci ce frumos în funcție spus, de da, cât de dezvoltată e, cât de mare este conexiunea, nu? Da. Cu Dumnezeu, cu subconștientul. Da. Putem să spunem că da, asta avem acces sau nu. Asta e corect. Și evident că nu avem acces, cred că nu am mai trecut pe aici odată în întâlnirile noastre din istorie, e evident că nu avem acces conștient la tot ce face creierul. Am înnebunit instantaneu. Am înnebunit. Da, am surzit și am înnebunit și probabil că am murit pentru că ar fi un consum mult prea mare energetic.
A muri epuizați foarte repede. Și absolut corect. Plus că, din toată știința până acum, e clar, știi, cea mai mare descoperire, inclusiv pentru mine ca individ care începea să învețe despre creier, a fost șocul ăla când am aflat că în timpul somnului creierul este mai activ decât atunci când ești trezit. Și am zis, cum? Și a început o... Dar a fost foarte drăguț că unul din prietenii de la Houston, mi-am făcut prieten ulterior, un mare profesor, m-a dus în laborator, maimuța era în comă profundă și avea un dispozitiv, o cameră, creierul era, să spunem așa, îmbibat într-o substanță care, în momentul în care ai curent electric, se colorează diferit în funcție de nivelul curentului și camera respectivă, practic, filma ce se întâmplă pe scoarța maimuței. Fabulos, ea în somn profund, cortexul ăla făcea o grămadă de lucruri. Și aici a fost un moment dintre ăla, am zis, mi s-a deschis mintea brusc, știi, că atunci când se sare un dop și e o presiune imensă și așa eram eu atunci. Și am zis, absolut colosal, să vezi creierul în timpul somnului, să îl vezi sub ochii tăi, cum face chestii. Și mai șocant a fost când mi-a zis, vezi cum se întâmplă pattern-ul ăsta, era ca un caleidoscop. Nu știu dacă tu ai avut când am era și mică. Acum. Așa. Da. Și știi că în vârst de el, sunt niște pietricele colorate care se tot schimbă. E, cam așa ceva vezi și pe creier, vreo 6 culori care se mișcă în toate felurile. Ce a fost șocant a fost când mi-a pus filmul din timpul experimentului și filmul din timpul somnului. Erau identice. Ăsta a fost al doilea lucru. Exact așa am făcut și eu. What? Eram în America, deci mergea să zici, what? Și zici, da, sunt identici. Deci creierul vizual, că era cortex vizual, era camera aici în spate pe cortexul occipital. Și ăla, în timpul somnului, relua tot filmul, ca și cum ar fi vrut să-l vadă din nou și îl punea el din înregistrarea lui. Și a zis, așa ceva... Dar vreau să te întreb, în ce stare de somn profundă ați putut identifica profundă. Era, și starea era, de era somn, era comă indusă medicamentos. Am deci, înțeles, cumva, deci profundă. Profund. Da, exact. Dar nu e mare diferență. Din potrivă, când începe să se trezească, și încep să apară toate inputurile astea de la senzori de peste tot, devine și mai hărmălaie, hai să zicem așa, ca să sune frumos. Da, fabulos, absolut fabulos. Da. Și, repet, n-am putea, adică cum ai putea să dormi, să știi, să ai acces la toată vânzoleala aia din creier? Absolut deloc. Da. Dar spunem de Daniel Goleman, mai spunem că nu mi-ai spus nimic despre el. Ce vrei să știi despre el? Nu știu, ce... cum v-ați cunoscut? E mult spus, ne-am cunoscut. Este un obicei foarte frumos și este unul din lucruri care îmi lipsește foarte tare. În universitățile americane este obiceiul ăsta, faculty, adică profesorii dintr-un departament, își invită colegi din alte universități, din alte locuri, eventual care studiază cu totul altceva, să vină să vorbească, să dea un talk, cum se spune, fie la departament, și atunci sunt doar oamenii din departamentul respectiv, fie chiar pe universitate. Când e un nume foarte mare, îi pe universitate, nu mai e. Da. Adică, pentru că toată lumea vrea să-l vadă, evident, știi? De-aia au venit vreo, ne-am cunoscut cu câțiva laureați Nobel, dacă e profesorul tău, să spunem, sau șeful laboratorului tău, și mai bine, pentru că stai și prin laborator cu tine o grămadă. N-a fost cazul, să nu exagerăm, dar în felul ăsta, cum așa am cunoscut și pe Candel. Candel a fost invitat de proful nostru, cu care am stat și mai aproape. Da, exact. Iar domnul care a descoperit monoxidul de azot, ăsta cu, trebuie să spunem, Viagra, ca să înțeleagă toată lumea așa ce efect a avut, dar ăla e efectul vascular monoxid de azot, era cu noi în departament. Eram, nu spun ce, că e un obicei prost și nu trebuie să-l spunem public, dar ne întâlneam afară toată ziua și până ne-am prins eu cine e, era deja prieten, adică omul... Și avea Viagra la purtător. Nu l-am întrebat. Da. Problema, este o singură ce problemă. Ce viață interesantă ai avut în America! Da, să știi, absolut. Asta nu înseamnă că deci România viața, nu e. Viața academică este complet diferită.
de ce e, și nu, adică nu, nici în sensul bun sau în sensul rău sau da. Altceva, e complet diferită pentru că așa au fost obiceiurile de-a lungul timpului. Și ca să-mi fac și mea culpa acum, nu m-am apropiat foarte mult de el, pentru că în neuroscience, noi eram, cum se spune acolo, hardcore neuroscience. Deci făceam electrofiziologie pe maimuțe vii. Deci maimuța noastră, în momentul în care înregistrăm neuronii, era să zic cum suntem noi acum, era trează și făcea lucruri. Adică, că asta ne și interesa. Da. Știi, când ea spune că face ceva, să vedem ce spun neuronii ei că face. Și când ești în domeniul ăsta, orice ține de psihologie, de... Pare așa, adică a venit și ăsta amatorul, știi, să ne spună nu știu ce. Adică deci voi, neurochirurgii. Recunosc că a fost aroganța noastră până la cer și înapoi. Acum îmi pare rău, pentru că am mai ratat niște, sau am ratat niște relații mai profunde cu niște oameni care chiar meritau să... Da, acum Bogdan Iliescu, da. Neurochirurg, da. La Spitalul de Urgență din Iași. Da. Voi, neurochirurgii, chiar spuneți despre psihologi că sunt amatori? Nu că sunt amatori, că nu sunt amatori, ei sunt profesioniști, sunt oameni. Dar? Nu prea e știință, cum ar veni. Nu prea e știință. Da. Și nu, lucrurile s-au schimbat foarte mult și la ei. Eu am lucrat în laborator de psihologie 38 pe loc la facultate, la admitere anul ăsta, da, la București, 38 pe loc la psihologie. Nu, știu, nu pot să-mi explic, recunosc cinstit. Păi suntem în era conceptuală, n-am e zis mai devreme. Nu, lucrurile s-au schimbat, e adevărat. Adică am fost doar răutăcioși și am zis așa să ne amuzăm cu mintea unui om mult mai tânăr decât e acum în fața ta. Și cu aroganțele, știi, tinereții, că toți facem așa, adică nu, fiecare pe domeniul lui, dar nu există să scapi. Cum îi spuneam profesorul Antoche ăsta, de care spuneam că mi-a dat și creierul și muzica odată. Așa. Mă duceam la el, începusem să mă prind eu așa, că nu fiecare, nu oricine cântă la fel. Și mă duceam și îi spuneam, domn profesor, vreau să-mi dați cea mai bună Carmen care a fost înregistrată vreodată. Și ăsta s-a uitat la mine așa cu săracu, încă e tânăr. Și mi-a adus atunci 16 cutii, erau de la Uriașe, cu CD-uri, cum era pe vreme. Și a zis, le-a scos pe toate și vii și îmi spui tu care e cea mai exact. Bună. Știi, a fost o lecție foarte bună, încă o lecție foarte bună. Și asta se întâmplă, repet, indiferent ce și oricât de, nu știu cum ar fi domeniul tău. Da, nu crezi în psihologi? Ba da, nu asta vreau să spun. S-a schimbat enorm, inclusiv noi în departamentul în care am lucrat, deja era cu tot altă psihologie decât aia pe care o știam eu. Adică, știi, aia care m-a făcut să fiu așa arogant. E o aroganță oarecum comună. Dacă te uiți la Big Bang Theory, ai să vezi că și fizicienii și toți ăștia, cine sunt ăștia cu biologia, cu psihologia, nu există practic, știi? Dar în momentul în care a apărut RMN-ul funcțional, în momentul în care au apărut studiile genetice, metodele experimentale s-au dezvoltat enorm de mult. Și inclusiv lucruri pe care le-am găsit noi în laborator la copii de n-aveau nici 11 luni. 11 luni a fost, cred că, cel mai în vârstă. Sunt evident știință absolut solidă și concluziile, evident, se și vede pentru că funcționează. Ăsta e un mare avantaj la psihologi, lucrurile pot fi puse foarte repede în practică și vezi dacă funcționează, știi? La noi până vezi că nu știu ce moleculă în creier și până faci un medicament și poți să treacă ani sau nu se întâmplă niciodată. Dar cum ar fi dacă neurochirurgii cu psihologii ar fi așa mai... Să știi că sunt neurochirurgii cu psihologii. Tu lucrezi direct cu psihologi? Noi avem în spital, cred că sunt 5 psihologi și să știi că treaba lor este extrem de grea. Păi într-un spital, este. Nu neapărat ca al nostru, în orice spital ar fi, dar la noi cu atât mai mult, pentru că într-o operație în care pacientul îi tras, toate testele și probele și alea de vorbire și ce fac ei, psihologul le face. Da. Nu eu, nu altcineva. Deci e o colaborare extrem de strânsă. De asta ți-am spus și de asta m-am și distrat. Iar a fost strict aroganța tinereții sau este, dacă e pe unde o mai vezi, este strict aroganță. Este o aroganță a chirurgului, nu? E o știință profundă. Da. Sunt chirurgii și... cei mai aroganți dintre medici? Nu.
Nu se poate spune așa ceva. Nu sunt, știi cum, sunt, chirurgii în general sunt adrenaline junkies, cum li se zice în ziua de azi. Da. Deci nici ăștia nu mai au un creier chiar normal, dacă să iei așa. Și nu poți să-i judeci chiar cum îi judeci pe restul oamenilor. Chirurgii, dacă, ceea ce pare aroganță vine din faptul că avem un contact cu boala mult mai direct. Și în momentul în care tai orice, e un mai direct de atât nu se poate, știi? Da. Și asta îți dă o altfel de psihologie, evident că tot vorbeam. O altfel de psihologie, știi? Ca să punem în antiteză și să fie tot pe creier, gândește-te cât de diferită e mintea unui psihiatru, care până reușește să străbată prin hățișul ăla de manifestări și de ciudățenii pe care le au uneori pacienți respectivi, știi, să înțeleagă despre ce și tot așa. Chirurgul este un om, cum în engleză se numește instant gratification. Deci s-a trezit, ai văzut rezultatul. Da. Și atunci, evident, psihologia mea și psihologia, am prieteni fenomenali la psihiatrie. Gândim complet, complet diferit. Da. Numai durata de gândire trebuie să fie mult mai mare. El nu poate gândi într-o oră, două, hai și 14, cât a durat 16 ore cea mai lungă operație. Și tot 16 ore. La el poate să dureze 16 luni, nu știu, și mai mult de atât. Și mai mult, sau o viață întreagă. Exact. Și atunci, da, evident că vezi diferențe de astea între diferite categorii de medici. Dar asta pentru că, asta vezi la medicii dedicați și care își, știi, apropo că vorbeam la început, intri cu pacientul tău și mergi cu el cât e de mers. Nu există că la un moment dat e ora 3, mă duc acasă. Nu există treaba asta. Suni la 8 seara dacă ești acasă și mintea-ți stă acolo și afli ce face sau ce s-a mai întâmplat sau lucruri de genul ăsta. Iată, doctore, de asta te-am invitat la podcast, la intervievista, pentru că dacă dintr-o lume a preciziei, a logicii, așa cum e lumea voastră, da? Așa, a chirurgilor, așa ne a neurochirurgilor și, în general, la poate a celor care sunt dominați de emisfera stângă, da? Așa. Bine. Este o lume logică, da? Se pare că, iată, în vremea asta a epocii conceptuale, devenim un pic mai mult toți mai filozofi, mai intuitivi, nu? Mai empatici și tu ar trebui să cumva că... să te extragi, nu? Da. Din zona asta atât de logică, de rigidă poate și atât de crudă, nu? De practică. Interesantă chirurgul ce face? Percepția. Taie. Deși și domn profesor înaintea mea și eu am să-ți spun aceeași lucru. Nu știu dacă ai observat, eu încă mai observ treaba asta, deși m-am obișnuit cu ea să zicem, de câte ori l-a pomenit pe Dumnezeu profesorul să numeri. Da. E ce logică, e precizie, până la un punct. Da. Pentru că, și mi-aduc aminte, și doctorul Dănăilă spunea același lucru. Înainte să înceapă orice operație, se roagă să fie bine. Știi? N-ai cum să te iei de piept, că asta faci până la urmă, cu o treabă pe care n-ai creat-o, nici nu știi cum se poate face așa ceva și să nu apelezi la divinitate, la spiritualitate. Orice ar fi, exact, care a făcut așa ceva posibil. Simți deschiderea asta către spiritualitate? Da, n-ai cum. N-ai cum să nu o simți. Uneori lucrurile pot să meargă asta pentru orice chirurg. Să spunem ceva neapărat specific pentru neurochirurgie. Lucrurile pot să meargă uneori extrem de repede, extrem de prost. Și în momentul ăla ai vrea să coboare toți zeii și să vă ajute pe tine și pe colegii tăi și pe pacient să ieșiți cu bine. Știi? Ăla e un moment peste care unii nu pot să treacă și îi înțeleg foarte bine. Toți am trecut prin ele, n-ai cum să nu ți se întâmple și nu odată. Și ăla e momentul în care precizia și tot ce spuneai tu foarte frumos și care e adevărat, spre asta tindem sau asta, pentru asta cine vrea să se perfecționeze sau să acolo vrea să ajungă, dar e momentul în care toată chestia așa frumoasă trece complet într-un alt plan. Și ce faci atunci? Pe moment, cum spuneam, invoci absolut toți zei sau dar la un moment dat treaba aia rămâne în planul 2 și îți aduni și toate resursele fizice, pur și simplu, da? Că e bine să nu faci în farsă, să nu leșini sau alte lucruri de genul ăsta,
să-ți aduni toată experiența care ai reușit să o acumulezi, toată știința de carte și toate skill-ul tău tehnic, pur și simplu, și skill-ul manual, să încerci să pui măcar frână, adică să nu meargă lucrurile spre un dezastru complet, să frânești și eventual să le întorci cât se poate. N-ai ce face altceva. Doctore, deci, crezi în Dumnezeu? Bineînțeles. Ca să zic așa cu aroganța supremă, nu cred, știu că există. Adică, știi, iarăși, oricine a văzut odată o celulă, știi, să te gândești că într-o treabă infinitezimală, că e de ordinul nu nanometriului, nici nu are rost să spunem, că e o dimensiune de asta pe care nu poți să o imaginezi. Sunt milioane de lucruri care funcționează într-un mecanism perfect și care se adaptează cu o viteză uluitoare la aproape orice ai vrea tu să-i faci. Când pățești, vezi așa ceva, eu nu pot să mă mai gândesc la altceva, știi? Eu nu ca și cum, da, aici a venit, s-au așezat doi aminoacizi, să fim un pic serioși, că nu, da, nu merge așa. Deci, da, și dacă nu crezi în momentul în care vezi ce s-a făcut, hai să spunem așa, neutru să zicem, te apucă credința, știi? Și dacă intri complet ateu, medicina e un loc în care te întâlnești foarte repede și nu-ți mai permiți luxul, că asta mi-ar place să am luxul, pentru mine, eu cred că este un lux, inclusiv pentru felul în care funcționează creierul uman și așa mai departe, să ai luxul să fii ateu. Ăsta este un lux, este un lux al intelectualului modern. Pentru doctori, în general, este un lucru pe care nu și-l pot permite și nici nu cred că ai să-l vezi vreodată. Nu cred că ai să vezi un doctor adevărat ateu. Știi? Orice ar fi zeu pe care îl crede el acolo, dar nu cred. Hai să-l găsești. Să ne întoarcem. Așa. Deci, până acum, lumea a fost a celor preciși și exacti. Așa, scuze, da? Dar de fapt asta era sensul întrebării, corect. Cei mai puțin pricepuți la matematică, din nou ne întoarcem, da? Mm-hmm. Pentru că asta e, nu vezi, uite. Și tu, în curând, poate, sau poate o să mai treacă ceva ani, când... Nu, copilul tău o să dea admitere la liceu, o să dea oare tot la matematică și română e logic, e evident, e normal, da. Trăim da, da. În limba română, dar tot la matematică. Doctore, nu cumva suntem depășiți, tot spun lucrul ăsta? Din nou, da, o întrebare foarte profundă. Mi-ar place să putem găsi noi răspunsul, dar nu păi cred. Păi cineva putem trebuie discuta. Să o facă. Da, 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 absolut. Plus că din discuțiile astea o să rezulte și soluția salvatoare. Eu, unul, nu am ceva anume cu matematica. Și spun și de ce. Nu că mie mi-ar fi fost ușor și mi-a fost ușor și n-a fost o problemă, dar pentru că e foarte evident, foarte clar, că este unul din cele mai bune instrumente de construire a unui creier foarte puternic. Adică unul din ce... Nu da, văd asta. Stai, stai, nu stai. Văd asta, pentru știu, că toți am dat admitere și la matematică sau la matematică și în primul rând și, toate și cele nu am văzut creiere. Nu avem creiere atât de puternice. Ba, uite, asta ar fi un studiu interesant. Trebuie să vorbim cu, nu știu dacă tu știi, eu nu cunosc, dar sper să am plăcerea într-o zi. Cine? Cu Daniel David de la Cluj. Că e genul de păi studiu cum, pe care făcut el emisiune făcut. Cu domnul profesor ah, deci, uite, despre psihologia putem face, poporului român. Sigur găsim, să pot găsi niște măsurători. Pentru că am avut acum un moment haios. Au apărut subiectele de la BAC de anul ăsta. Am și văzut am scos, că ai postat. Am scos subiectele de la BAC de pe vremea, ai, de da, pe da, vremea da, noastră. Da, da, da. Așa. Și este o discrepanță uriașă. Recunosc absolut. Da, te onest. Mai pricepi încă să faci subiecte de BAC? Să nu exagerăm. Sincer acum. Asta de anul ăsta, da. Dar ele de anul 24, sigur nu. Și, dar fi foarte interesant să găsim măsurile astea și să vedem dacă chiar există o diferență între felul în care am fost noi. N-aș spune chinuiți, repet. Știi, au fost chinuiți. Că... Acum, Bogdan, recunoaște. Au fost foarte multe suferință pentru cei care nu reușeau să ia aici o notă să de ajung. Trecere la chimie. Exact. Că nu-i doar matematică. Chimie, muzica e la fel exacte. De bună să șlefuiască creierul. La fel Iată. De bună.
Și sigur, mai sunt câteva. Limba germană se spune sau latină? Să nu zicem latină, că nici eu n-am fost un mare fan limba latină, dar limba germană, de exemplu, este iarăși recunoscută ca o foarte bună șlefuitoare de creiere. Sunt multe alte metode. Ce cred eu este că ar trebui să fim mult mai... Este acum o discuție imensă, nu știu dacă noi o să intrăm, dar nu mă deranjează, cu ChatGPT-ul și aoleo, gata. Nu, ChatGPT-ul tocmai ne arată cât de nepotrivită este școala pe care o facem noi acum. Ea cu 150 de ani era minunată, eu nu pot să mă plâng, adică mi-a oferit absolut tot, m-am descurcat foarte ușor cu școala aia, ca și noi de altfel suntem cumva de un leat, dar nu mai e potrivită. Știi, când accesul la informație atât de facil încât un soft poate să vorbească despre orice coerent, e clar că noi avem o problemă. Și aveam o problemă mai veche, exact asta pe care o spui tu. Știi, unii sunt nativi, așa sunt ei. Că așa s-a mielinizat creierul lor. Sunt artiști, unii sunt filozofi, unii sunt oameni de știință, dar sunt fizicieni sau chimiști, cum am avut și noi colegi absolut geniali. Și tot așa. E o mare suferință, asta ar trebui, Bogdan. Sunt perfect de acord pentru cu tine. Și am avut și noi colegi pricepuți, care se chinuiau și vedeai și erau stigmatizați, culmea, și de profesori și marginalizați. Exact, și de noi, pentru că nu poți să-i pui pe toți la oaltă. Nu e momentul asta să se schimbe să lucrurile. Ba da, aici sunt 100% de acord. Copiii trebuie studiați întâi, foarte atent. Deci eu dacă aș face școală, clasa 1, 2, 3, 4, toți profesori ar fi după un geam. I-aș lăsa pe aia acolo să aibă la îndemână lucruri obișnuite. Cuburi, știi, să-i vezi spre ce să îndreapt, să vezi unde sunt. Știi că este, nu știu dacă ai urmărit cariera domnului Robinson, Ken Robinson. Ăsta a fost un, cum să numesc ăștia, care studiază procesul de învățământ, au un nume, mi-aduc aminte imediat. Și are un talk pentru mine absolut genial pe TED. Așa. Sir Ken Robinson, evident că l-au făcut Sir, dacă vezi talk-ul îți dai seama de ce. Și el spune o istorie, îl citez, de asta am făcut introducerea asta scurtă. Spune în talk-ul ăsta, are o poveste foarte frumoasă. Și zice că, povestea zice că era o fetiță la o școală din Brooklyn, cu rezultate foarte proaste la mate, la că știți trebuia exacte să se încadreze în același tipar în care trebuie să ne încadrăm toți. Și cum se întâmplă iarăși absolut normal, mama este invitată la școală. Maică-sa era convinsă că este invitată la școală să fie trasă de urechi și să-i se spună să pună, nu știu, cum burta să... pe carte. Burta pe carte, Jordia, ce mai avem noi aici, că suntem foarte pricepăți la asta. Și avem un mare evantai de posibilități. Dar doamna director a invitat-o în birou, a chemat și fetița, a lăsat radio mergând și a zis, mami, haideți să vorbim afară. Pe fetița a lăsat-o în birou și a mers cu mama în camera de alături, avea geam dintre ăsta, oglindă, și a zis, stați un pic aici lângă mine să vedeți ce se întâmplă. Fetița, după ce s-a simțit, știi cum e, vezi că într-un minut, două, e rămas singur, mai faci ce treci ție prin cap, mai ales când ai 7, 8, 9, 10 ani. A început să danseze. Pe ce cânta la radio? Dar dansa altfel decât, știi, țopăia la care o dansăm unii dintre noi. Și se mișca, trăia muzica, pur și simplu. Și a spus, vedeți, nu are rost să vă chinuiți cu ea, să ia note mari la mat. Ea trebuie să fie dansatoare. Și doamna care a ajuns cea mai celebră doamnă de pe Broadway și care a devenit multimilionară cu cea mai tare companie de balet din istoria omenirii și așa mai departe. Dar câți directori sunt ca doamna respectivă? Și câți oameni sunt în stare care să identifice. Da, noi avem un grup în Iași foarte fericit că m-au inclus, să spunem așa, un grup se numește de stimularea creativității. Și sunt oameni în toate domenii. Ce avem? Pictori, profesori de chimie, care e inițiatorul, de fapt, matematicieni, deci toate națiile Pământului. Și a venit aceeași discuție și am spus același lucru. Nu-l certați pe ChatGPT, așa ar trebui să certați și Adobe Photoshop și AutoCAD-ul, dacă e cel mai bun arhitect de pe Pământ, bate toți oamenii de departe.
Și zic, uite, și întreabă, bă, dar ce înseamnă școală creativă? Păi, uite, vă dau un exemplu de la Dan Feldman, ăla care mi-a arătat cu maimuțele, cu creierul. Așa. Și îmi zice, știi cum am dat noi examen la anatomie? Și zic, nu, la Berkeley, asta. Și asta în mult, 90 ceva, adică... Și zice, nu, cum? Păi, a venit profesorul și ne-a zis așa, voi pentru examen trebuie să vă imaginați un al șaselea simț și să-l puneți, să-i găsiți un loc în creier unde ar putea să stea și să-l legați cu celelalte simțuri. Și a plecat. Și nu ne-a zis cât de cât să veniți peste 2 săptămâni să am lucrările pe birou. Nu toceală. Nimic. Nu învățat pe de rost. Nu că stau eu să te pozez să văd ce să copii. Iată. Știi? Da. Ăsta examen. Da, și exact. Deci așa văd eu școala de acum înainte, știi? Întâi stăm și ne uităm un pic. Hai să nu ne repezim să băgăm în capul lor nu știu ce tabel de noțiuni, știi? Că așa e acum. Dar se întâmplă asta de zeci asta de ani, păi, de sute de ani. Da, dar vezi, a trebuit să vină ChatGPT-ul și alte evenimente. Crezi că asta genul ăsta? Da. Ne-a băgat frica noastră? Foarte multora, da. Pentru că au zis, aoleu, copie copiii la școală. Normal copie copiii la școală. Dacă tu îi ceri exact ce ceri și softului, spune-mi aici despre Ștefan cel Mare. O să scrie și copilul, o să scrie și GPT-ul. Ce vrem noi despre Ștefan cel Mare, nu? Sau, mă rog, ce... Repet, informația nu mai e un challenge. Acum 200 de ani, într-un sat din fundul Moldovei, era un challenge. N-aveai nicio revistă, niciun ziar, dar minte, cărți, tratate, atlase. În ziua de zi este absolut zero. Doctore, ce părere ai despre faptul că vor dispărea profesii care țin acum de partea asta mai precisă, mai logică, mașinăria a preluat mult din muncile omului? Istoria, nu? Se repetă, ca să zic așa. La fiecare revoluție tehnologică, industrială, au dispărut profesii. Da. Nu? Că au fost croitoresele, că au fost, nu știu, oricine am vrea noi. Crezi că o să-ți ia cineva locul? Vreun robot? Nu. Nu o să te înlocuiască? Nu. Nu ți-e teamă de inteligența sigur, nu, artificială? Pentru că nu o să apuce, adică ies eu la pensie înainte. Dacă o primim, cum se zice la noi aici. Și dacă o să primești, nu pensie, exact. Dacă statul... Și dacă o să mai fie de unde să plătim pensii. Bănuiesc, ai un pilot, ai un backup, nu? De un pilot... Nu, pentru că nu m-am gândit la acest... Bravo, nu, da. Iată, un medic care nu se gândește la pensie. Da, nu. Păi nu, că dacă începi să te gândești la pensie, automat admiți că ai îmbătrânit și asta este inadmisibil. Nu, asta e gândire românească. Înțelegi? Ești exact. Prevăzător. Da, da, da. Trebuie să te gândești să îți faci strategia apropo de ce și cine șlefuiește. Așa am să mă gândesc la pensie. Bogdan, nu mă persifla. Deci, nu, apropo de deloc. Cine și ce șlefuiește creierul. Că noi căutăm, nu? Căutăm niște unelte, da? Da. Cu care, bine, acum în ghilimele unelte, care da, să da, șlefuiască, să ne facă o disciplină a minții. Asta da? Lipsește foarte tare. Apropo, știi că vorbeam că s-au schimbat de conceptualizare, exact, de nu știu ce. Exact. Singura problemă, dacă vrei, este disciplina. Inclusiv filozofii vechi, da, aveau o disciplină în gândire. Da. Și este esențial să ai un creier eficient și un creier puternic care e capabil să rezolve lucruri. Unul din ingredientele cheie e disciplina. Și asta, din păcate, lipsește din ce în ce mai rău. Știi, sau mai tare. Atitudinea asta că, nu știu să zic și o zic așa, dar oricum cine ne privește știe, înțelege, anything goes, cu creierul nu funcționează. Nu funcționează cu foarte multe alte lucruri, dar mai ales cu creierul nu funcționează. Și dacă vezi și în ziua de astăzi, cei care fac performanță, că sunt olimpici, că deja au devenit un fel de ciudăție, arată la televizor, ia uite olimpicii de la matematici, toți uite, nu știu ce olimpici, dar ce-o fie. Uită-te la copilul ăsta grozav de la Not la David, îi vezi că au o disciplină, știu că lucrurile pot să fie da, și foarte grele, să performezi. Că trebuie să, nu totul este extra, numai plăcut și frumos și cum vreau eu și așa mai departe. Deci disciplina asta, fără asta, nu poți să faci un creier puternic, indiferent da, ce fel de performanță vrei să faci. Oricum, dar tu cum îi înveți pe studenți la facultate, la Iași? Să-și creeze această disciplină. Ai cu cine? Nu-i vorbă că am cu cine sau n-am cu cine. Nu este una din priorități. Nu este, nu? Nu. Când ar trebui să fie primordial. Nu, zic, pentru mine când mă văd cu ei, da, așa ar fi. Dar știi cum e? Când te întâlnești cu oameni de 23-24 de ani,
nu mai e locul să spui tu problema că au minte disciplinată sau nu, ar trebui început. Bine, mult, la când mult ei mai de la 18 ani. Plus că avem chestiuni mult mai serioase și mai importante pentru ei de discutat și pentru care neurochirurgia este un exercițiu foarte bun. Știi, de exemplu, cum vorbești cu un pacient care te înțelege mult mai greu decât unul normal, cum vorbești cu o familie despre probleme mult mai complexe decât înțelegi. Și atunci avem alte priorități, dacă le avem, și din nefericire neurochirurgia e un modul mic, scurt. Ne vedem de câteva ori, dacă mai au două, trei examene și sau suntem noi în sală, nici nu le putem face. Deci tu asta le predai? Asta, neurochirurgie. Nu, nu le predau, da. Asta e normal ce aș putea să le predau. Da. Bogdan Iliescu, da. Credeți că paradoxul prosperității este motivul pentru care căutăm sens mai mult ca niciodată? Trăim un paradox. Da. Nu știu dacă e un paradox. Eu am impresia că am pierdut de dragul modernității și a evoluției cu orice preț, hai să zic așa, am pierdut niște repere pe care o să fim forțați să le regăsim. La asta, ce vreau să spun? Uite, un reper pe care nouă ni l-a dat un alt mare profesor, ce obțin la OMFN, dar un mare profesor din România de, de fiziologie, profesor Ulică, că era, toată lumea are, mai ales când ești tânăr, ai tendința asta și evident vrei să-ți fie bine și, cum să spun, în planul ăsta, fără doar și poate. Și el atâta ne-a spus: voi să aveți grijă să ajungeți foarte buni, când ești foarte bun, banii vin singuri. Bă, mare dreptate au. Și ăsta e genul de adevăr pe care tu acum, sau generația de acum nu mai vrea să-l audă. Pentru că implică foarte mult efort să devii foarte bun, indiferent ce vrei să faci. Și banii nu mai sunt așa o prioritate. Eu asta am observat. Pe tineri nu-i mai interesează chiar atât de mulți bani. Ar fi colosal să fie așa. Păi, în ziua de azi poți să călătorești și cu bani mai puțin? Și, dar puteai și pe vremea noastră. Eu am colegi care au dormit prin gări și alte. Au adevărat, frumos. Dar nu era o deschidere atât de mare. Nu era atât de ușor. Biletul la avion acum. M-ar bucura grozav, pentru că a fost o perioadă în care banii erau singurul... Motivație, singur argument. Deci nu puteai să ai o discuție fără să fie pomeniți. Știi? Apropo, de creația creierului a ajuns să ne domine și să îi modifice complet fiecare circuit în parte. Nu se poate așa ceva. Da. Și din fericire s-au prins foarte repede că este un argument fals. Și că nu, ei nu reprezintă decât ce am spus, o creație. Că poți să ai exact aceleași lucruri, dar nu mai face nimeni experimentele astea. Fără să ai niciun ban. Pur și simplu înțeleg. Da. Dar pe vremea noastră așa se făcea. Erai student, mergeai, stăteai cu alți studenți, când veneau ei stăteau aici, te descurcai la o adică cu ea, mă nene, că studenții, ha-ha-ha, știi cum era pe vremea aia. Te lua absolut oricine, studenții. Dar acum vezi că avem de toate, avem abundență. Există, aparent. Adică lucruri, sunt lucruri. Eu mă refer la asta. Lucruri. Știi, Bogdan, când intru într-un supermarket și mă uit, eu mă minunez în continuare. Față de cum era în anii 80. Mai ții minte cum era în anii 80? Da, spune-mi tu, ce vedeai pe rafturi la alimentara din colț? Cinstit? Erau borcanele cu ghiveci, cu mazăre. Mazăre și ăla de prune, compotul de prune. Compotul de prune. De pe care cădea coaja așa. Iată. Da, alea. Iar și acum când intri într-un erau supermarket... Erau zilele de sărbătoare când era parizerul la bun, cu care am rămas și în ziua de azi, știi? Deci aș face orice să mai am o bucată de parizer de aia de pe vremuri. Și nu singur, știu mulți. Și eu. Și atât. Da. Mai ții minte? Și eu, acum te duci... Franzela și cu parizerul. Ne împlinea asta? Absolut. Atunci. Da, parizerul cu roșii. Colosal. Și acum sunt lucruri, deci intri într-un supermarket, îți poți permite să-ți iei cam ce vrei dintr-un supermarket, abundență, la asta mă refeream. Absolut, dar absolut. Nu ne împlinește. Păi n-are cum. N-are cum să ne împlinească. Ne-am pierdut sensul? Nu, ne-am pierdut societatea. Ne-am pierdut capacitatea de a, de a socializa, de a ne împărți bucura parizerul? Exact. Pentru că ce-i grozav, știi, dacă să vorbești cu colegii mei mai tineri, care, să zicem așa, au fost rezidenți când deja eu eram specialist, bucuria cea mai mare și amintirea cea mai frumoasă e când luam salam de 7 lei era kilogram. Ți imaginezi ce salam era? Practic am mâncat la hârtie igienică, ce mai mâncare. Dar avea, de la care miroase tot spitalul când tai o felit. E, faptul că ne luam de la cu roșii de la piață lângă spitalul nostru este o piață.
Și mâncam toți împreună și ne râdeam unul de altul și miroseam îngrozitor până a doua zi când plecam acasă. Este una din cele mai frumoase amintiri pe care le aveam, știi? Mă uit acum, colegii lor, adică ăștia care sunt rezidenți acum, nu mai au nici pe departe spiritul ăsta de echipă. Unii din cei mai apropiați oameni ai mei sunt rezidenții pe vremea când eram eu student și care m-au luat ca pe un copil de trupă și în continuare, oriunde ne întâlnim, chiar dacă e după un an în care n-am schimbat o vorbă, exact, știi cum, tu știi, nu trebuie să-ți explic sentimentul ăla, că îl cunoști, că poți să vorbești orice cu el, că... Exact. Asta pierdem și asta este foarte grav și asupra chestia asta atrag atenția absolut toți. Asta e dezumanizarea, așa apare și lipsa de empatie de care vorbea domnul profesor. Deci abia asta poate să ne distrugă ca specie. O, Doamne! Deci, avem mașină la scară, căldură în pardoseală, mâncare la un clic distanță, dar ne lipsește. Și nu ne mai întâlnim căldura cu prietenii, nu mai știm ce fac părinții pe unde sunt, copiii au devenit un fel de... asta este foarte trist și periculos pe de altă parte, pentru că se răsfrânge asupra educației lor și asupra programului lor. Nu știu dacă observați, copiii au devenit... Nu mai sunt bucuria aia să-l vezi că de la Gângurește că se joacă, că face prostiile pe care fac copii. Au devenit un fel de... ca mașina. Știi, mașina mea are, cum era pe vremea când am început, are bizon. Și așa se ziceam, are bizon, nu știam ce înseamnă aia. Și așa și copilul meu face șahmate și karate. Și tu te duci repede, stai că al meu face să-l și scrimă sau mai știu ce. Da. Exact. Da. Și au devenit o monedă de asta de schimb și de pus, o bulină de pus în piept, când de fapt săracii cine știe ce e în sufletul lor și în inima lor și așa mai departe. Mai degrabă asta nu cam, vezi, nici nu știu dacă e pierdere sau este o transformare, e aproape ca o tumoră dacă vrei. E o crescătură de asta care nu are nimic de a face cu biologia, nu are nimic de a face cu parenting, cu relații normale între oameni. Probabil că domnul profesor poate să extindă chestia asta dacă te mai vezi cu el. Știi, de asta zic tumoră, în sensul ăsta, e o tumoră socială, comportamentală. Pe el nu mai întreabă nimeni nimic. Știi, rar mai sunt copii ăștia care zic, bine, dar un pic de timp pentru mine să poate, dar asta când îți mari deja și când deja, să spunem, răul a fost făcut pentru că n-au avut timp să exploreze, adică creierul ăla n-a fost lăsat să-și descopere el... Să experimenteze. Să-și descopere el lumea lui și în felul în care îi vine lui bine și în felul în care crește cel mai repede, că până la urmă, de asta e important, să stai să te uiți, pentru că niciodată, să spunem, tu nu ai fost bun la fizică, eu am fost bun la fizică. Chiar dacă tu făceai pregătire de 1000 de ori mai mult ca mine, și eu făceam doar o oră pe săptămână, nu mă puteai bate niciodată. Este demonstrat chestia asta foarte frumos cu capacitatea de a citi. Știi? Sunt cititori performanți. Oricât s-ar antrena ceilalți, nu o să-l ajungi niciodată pe ăsta. Că n-ai cum. N-ai cum. Că nu e, nu e datul firii, cum să zic. N-ai darurile alea. N-ai darurile, n-ai skill-urile. Hai să fim și noi moderni. N-ai skill-ul. Și orice faci împotriva naturii, natura să vine înapoi și te pedepsește foarte, foarte grav. Și a fost în America, știi că a fost chestia asta, s-a întâmplat în America, nu suntem noi primii, nici cei mai deștepți, nici cei mai frumoși. Clar. Și s-au trezit, exact când eram eu acolo, eu am aflat atunci despre două probleme și mi-a prins foarte bine, știi că de-aia mă dau acolo de așa deștept. Au făcut și ei chestia asta prin anii 90, au forțat copiii la maxim, pentru că așa au crezut ei și așa voiau ei, fără să-i întrebe nimeni pe ei amicii. Și au avut o generație întreagă de burnouts. Da? Copiii la 20 de ani sau tineri adolescenți, trecuți de adolescență la 20-20 ceva de ani, care nu mai erau capabili să facă nimic, nu mai voiau să facă nimic. Deci erau practic terminați pentru societate. Uzați. Și asta o să întâmple și aici dacă o ținem în felul ăsta. Și o să întreb atunci de ce. Hai să rămânem un pic în emisfera dreaptă. Hai. Da, pentru asta că... Asta artistică, conceptuală. Da, pentru că asta până acum am filozofat. Am filozofat foarte mult, Deci, Bogdan, gânditorii spun că o abilitate a creierului, deci a părții drepte, pe care trebuie să ne dezvoltăm, și tu mai devreme ai spus, este partea asta de design. De imaginație, pentru că uite, un exemplu era dat de Daniel Pink că spitalele, de exemplu, ar avea nevoie de designer pentru noile săli de așteptare. Corect. Care să le fie mai,
confortabile, să fie mai într-un mai puțin altfel. Mai puțin atât de reci, mai puțin atât de ostile, așa mai este. Puțin atât de înfricoșătoare. Și să știu că l-au ascultat unii. Unii l-au ascultat. Deci ce avem să îmbunătățim, ce avem să schimbăm radical chiar, pe locuri. Dacă... Bine, dacă ar fi să ne gândim la spitalele din România, ar trebui, nu, răzuite da. Din cuiala până la, nu? Bine, până acum, la placă. Știi cum e, ele au fost construite într-o vreme în care alea erau standardele. Adică dacă în anii 70 mergeai chiar și în America, să uită de prin filme. Știu, cam cu ce dar tu ce ai acolo face, Bogdan? Ți-ai dat spitalul? Ți-ai dat spitalul pe ăsta, pe unul nou? Pe unul nou? Adică, domnule, uite, municipalitatea, autoritățile, renunțăm la spitalul de urgență, Nicolae Oblu, Iași, și da, nu cred că trecem la spitalul da. Nou. A, și să ne mutăm toți acolo. Păi asta spun, nu ți-ai dat spitalul vechi pe unul nou? Ar fi foarte greu, să știi. Și spun de ce. Cu toți microbii aia din pereți. Nu, că nu mai sunt. Ei, na. Serios, noi am ras spitalul eram și eu acolo, deci noi am ras spitalul până la, da. Până la placa de beton. Până la placa de beton. Deci acum, cred că deja, trecut deja 6-7 perete ani. Perete cu perete. Tot. S-a făcut asta. Deci, practic, e un spital nou, dacă vrei nou să o luăm așa. Da, și fundațiile s-au întărit, s-au făcut o grămadă de chestii. Mare lucru. Și, da, singurul lucru pe care nu am reușit 100% să-l aducem la un standard sunt circuitele astea, că el n-a fost gândit ca spital de chirurgie, pur și simplu. Dar progresele sunt absolut uluitoare. Asta pe de-o parte. Pe partea elaltă, știi, cât am vrea noi și oricât am stat prin alte părți, tot români suntem. Și noi ne atașăm de locuri. E, cum să zic, e toată tinerețea mea, practic, în spitalul ăla. Mi-ar fi foarte greu să mă mut. Bun, pentru motivele corecte, evident că trecem peste orice. Dar n-avem problemele astea pe care le au mulți. Din fericire. Da. Adică în afară, până și aia cu circuitele am reușit să o facem încât să nu umble omul operat pe holurile unde stau și așteaptă alții să fie consultați și chestii de genul ăsta. Deci nu există așa ceva. Și atunci nu prea ai motiv. Spitalul, cum spuneam, el a renăscut acum 6-7 ani și e un fel de bine. Da. Bun, poți să faci și mai mare, cu săli mai mari, cu nu știu ce, ar fi colosal. Mi-ar plăcea cine să fie saloanele ca în America, să poți să întorci mașina și să fie un singur om în salonul ăla și să stea boierești. Dar nu am ajuns încă la nivelul ăla. Adică trebuie să ne vedem și un pic și lungul nasului. Știi, noi nu reușim să rezolvăm probleme mai simple, cu bani mai puțini, dar minte. Mai ești și consilier local? Da, mai ești? Continui, da, nu? Nu sunt, la anul sunt alegeri, așa mi-au zis. Da. Da. Și ce faci la anul? Candidezi? Păi nu e numai după tine, să știi. Păi și partidul ce zice? Urmează, cred că, o evaluare serioasă și o să-ți dea seama dacă, ca și de un asta politic, ai venit la podcast. A fost cât de cât. A, nu, Doamne ferește! Nu, dar știi cum e? Au niște criterii ca orice asociație, ca orice grup păi de oameni. Normal, și te evaluează. Acum să fiu cinstit, dar e adevărat. Eu nu cred că m-am ridicat chiar la nivelul așteptărilor lor, să spunem. Dar ce așteptări aveau? Păi nici asta nu știu exact. Deși nu mi-au zis și nu, adică nu pare, știi? Eu îți spun așa că am fost tot timpul tu? Un pic mai sever cu mine și așa. Mă gândeam că aș putea face mai mult, dar a fost o perioadă, să știi, în care am învățat foarte multe. Din păcate, la noi, politica e unul din domeniile, nu că stigmatizate, dar dreptul, știi, aruncat într-o urâte. Zonă. Da, hai, deci, asta e cuvântul, vreau să mă dau în jurul lui. Politica. Ceea ce, iarăși, ca orice atitudine radicală, nu e bună și nici nu e corectă și nici nu e adevărată. Și eu am cunoscut în politică oameni, cum se spune, iarăși, în ziua de azi, cu un skill set pe care îl vezi foarte rar. Și oameni extrem de capabili și nu capabili să facă ciumbușlucuri sau ce își imaginează lumea că vor să combinații. Facă. Sau da. Combinații. Numai plus că, din păcate, despre asta auzim cel mai des. E foarte util și asta e foarte util pentru oricare dintre noi, din când în când să iasă din zona lui de confort. Că pentru creier este foarte util. Exact. Și, uite așa, știi, dacă n-am făcut altceva în ăștia 4 ani, măcar m-am mai vindecat un pic de Alzheimer. S-a mai scăzut șansa să fac deci Alzheimer. Deci ai ieșit din zona ta de confort. Din zona, evident. Care a fost cea mai mare provocare ca și consilier local? Să-mi țin gura. Păi îți dai seama,
dincolo, sunt în mediul meu natural, cumva eu trebuie să dau tonul când trebuie să dau tonul. Dita-i direct. Exact. Și poți să spui sau trebuie să spui și când spui ceva chiar contează, că na, de-aia ești doctor într-un spital. Și neurochirurg. Și da, cu atât mai mult. Dar aici asta a fost una din... Și al doilea lucru a fost să învăț să respect opinia celuilalt și să mă mulesc pe ea. Nu că mi-a venit oricum natural și ușor, dar e un exercițiu când sunt oameni pe care îi vezi unii prima oară în viață. Tu ești coleric, ești sanguin, și cu ale căror personalitate nu prea rezonezi. Da, da, da. Și totuși să păstrezi și civilizația și dialogul, să accepți și părerile și unor ideile, pentru că sunt poate mai bune ca ale tale. E și ăsta un exercițiu pe care recunosc, nu l-am făcut la fel de ușor cum mi-aș fi imaginat eu că pot să-l fac. Dar, repet, plus că toți facem poetică, deci noi ne mințim că ne mințim noi așa, că așa ne place, că știi, toată lumea vorbește de rău de oamenii. Dar toți facem politică, inclusiv noi, până să ne întâlnim, am făcut un pic de politică, știi, că trebuie să faci și aia, trebuie să faci și aia, să vorbești și cu ăla, să... Un pic, nu? De lobby. De lobby, un pic lobby, de lobby. Lobby tot o formă de politică. Nu ai cum să toți facem. Ca ființe sociale, politica este absolut intrinsecă, e încusătura ființei sociale, știi? Că la noi, ca în orice alt domeniu, au ajuns să o deformeze unii și să-i dea cu tot o altă față, iarăși sunt perfect de acord. Dar asta nu înseamnă, știi, deja sunt prea bătrân să mă mai schimb. Și atunci, bine, poate... că nu ești dezamăgit. Nu, n-am de ce să fiu dezamăgit. Păi... N-am plecat cu nicio așteptare în mod special. Eu am mers acolo pentru o idee și pentru niște oameni care m-au convins că sunt de foarte bună calitate și merită să-i ajuți în ce fel poți, chiar și cu un vot în plus. Da, este un ajutor și merită și asta nu m-a dezamăgit și nici alte lucruri, nici n-am ajuns nu știu în ce zone despre care se tot vorbește. Eu nu le-am văzut și atunci ce să mă dezamăgească? N-are ce să mă dezamăgească. Bine, știi? Dacă zici. Bine, nu, am învățat foarte de tânăr să nu mai sau să încerc să-mi opresc cât pot de mult preconcepțiile de orice fel. Știi? Și rămânem, asta îi prinde bine. Mai ales aici. Domnului. Da, mai ales aici. Rămânem tot în zona emisferei drepte, da? Așa. Ajunsesem, am vorbit despre design, nu? Vorbim, da, în continuare de partea artistică. Crezi, domnule doctor, că lumea procesează prin poveste? Este povestea importantă? Creează povestea conexiune? Da, cred că e tot ce contează, să știi. Iată. Adică nu că contează, este singurul lucru care contează. Știi? Și să leagă frumos, deci pe ce vorbeam noi, da. Creierul oricum creează o poveste, povestea ta. Povestea ta. Ți-o creează creierul tău. Cred că și de asta e atât de sensibil la povești. Știi? Și de asta, uite, de exemplu, că știi că tot vorbim și trecem de la una la alta. Asta e unul din lucrurile pe care l-am învățat în America. Așa. Că și știința trebuie spusă ca o poveste. Ca o poveste, nu? Pentru că nu e important să rezulte că ești tu deștept, că ai nu știu ce barbă, uite așa până la genunchi și ce, să fii un fel de Kant, cum vezi prin poze, știi? Nu, știința trebuie să fie mai mult cum e Einstein, cum e el în pozele alea, știi? Mult, mult mai drăguț și mult mai tot cu un om trebuie să relaționezi, indiferent ce ar fi. Oricât de sofisticat ar fi conceptul, până la urmă este tot vorba de o comunicare între doi oameni și să spui o poveste încât și scopul poveștii care este, nu ca să, din nou, nu ca să pari tu un mare povestitor, ci că ăla din fața ta să înțeleagă ce s-a întâmplat și despre ce e vorba în poveste. Nu, ăsta e scopul. Deci povestea este esența noastră, ca să zicem așa. Da. The story of me este foarte frumos și este, repet, singurul lucru pe care îl face creierul nostru, de fapt. Minunat. Ne face o poveste și de asta cred că și de asta e important să socializăm. Pentru că toți avem nevoie și de confirmarea poveștii noastre și să auzim și povestea altcuiva. Pentru că abia atunci cred că creierul este extrem de curios să vadă, bă, la cum a făcut chestiile astea. Știi? Da. Păi, până la urmă, asta uite, e o chestie sunt de supraviețuire, fericită. Dacă vrei. Absolut. Încă da, o chestie tu ești un om fericit permanent. Da. Da. Asta mă fericește. Exact. Pentru că crezi poveștile astea. Să fie jobul tău fix lucru care te face cea mai fericit. Minunat. Absolut minunat. Nu te invidiez și eu fac exact ce-mi place, dar te înțeleg foarte bine și mă bucur grozav. Fiecare are o poveste de viață, e ceva de învățat din fiecare lecție de viață. Da.
din fiecare poveste. Absolut. Și asta o să, asta o să-i facă să se întoarcă. Știi că acum toată lumea e supărată. Bă, că stau copiii ăștia la calculator și la laptop și la telefon, nu mai zic. Stați fără grijă. Alea o să-și demonstreze limitele foarte, foarte repede. Așa și o să se întoarcă la oameni, știi? Deci eu sunt convins că noi o să trăim inclusiv momentul ăla în care copiii o să facă deodată, știu, o să-i cam filmele, când se trezesc, pun telefonul și se întorc lângă ea și de acolo la revedere. Și sunt optimist din punctul de vedere. Și eu cred și m-am bucurat tare mult să aflu că nu ți este teamă de inteligența artificială, de roboți. Care oricum este un mare misnomer, e da, numită completa la urmă, inteligență, exact. N-are nicio legătură cu inteligență. Mie mi se pare extraordinar că spui asta, și pentru că mulți se tem. Am vorbit, se tem pentru că și mulți colegi ai tăi pun problema în felul ăsta, pentru că, știi, eu înțeleg și aspectul ăsta, altfel dă o știre că, bă, au apărut, gata, vin roboții și ne invadează, decât o știre, s-a făcut cel mai bun soft de prelucrarea limbajului. Asta nu interesează pe nimeni. Corect? Corect. Da, adică până când am spus-o și eu mi s-a părut boring. Da. Acum când am rostit-o, zic, ce mizerie. Da. Dar știi, de faptul că ne speriem nu demonstrează decât ce părere proastă avem despre creierul nostru, să fim serioși. Sau poate ar trebui să ne speriem cu adevărat de ce ne dă târcoale cu adevărat, angoasa, depresia, anxietatea. Știi de ce mi-este frică, apropo? Din tot amalgamul ăsta, mi-e frică de zeificarea, ca să zic așa, a sculelor astea care sunt tâmpite, pur și simplu, ele sunt niște scule. Nu-s chiar ca ciocanul și de alta strămoșilor noștri, dar nu-s mult mai deștepte, de fapt. Asta mi-e frică. Că au ajuns să privească telefonul cum priveau străbunii noștri sfinții. Să nu se închine la ele. Dar se închine deja. N-ai observat? În America, cel puțin, este una din marile probleme sociale. Nici nu m-aș mira să apară, știi cum a apărut biserica scientologică dintr-un pariu și o glumă și ai văzut ce s-a întâmplat? Da. Dar minte, să apară, nu știu, biserica telefonologică. Și să vezi cum s-ar duce și s-ar da cu cap acolo de telefoane, că nu știu ce se întâmplă. Apropo de asta, doctore, știai că există în lume mii de cluburi de râs? Nu. Exact așa se întâmplă. Știam în Japonia că au făcut, exact. Dar nu așa multe. Deci știam vine că sunt cineva locuri... acolo, doamna instructoare, da, și de râs, și începe și face ha-ha-ha, ha-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 
este yoga foarte pentru bine. Râs. Da, foarte pentru bine. Pentru că dacă nu poți să râzi și poate că nu-ți vine să râzi sau poate te duci la un club de ăsta de râs. Da. Dar nu știu de ce poate n-ai putea să râzi. Poate că glumele de la stand-up ți se par prea tâmpite. Nu există. Exact asta vreau să spun. Vezi că și de asta sunt optimist. Creierul să-ți găsească tot timpul o supapă de ieșire. Cine ți s-ar fi gândit? Eu sigur nu. Mie mi-a plăcut stand-up-ul de pe vremuri, când la noi nici nu exista noțiunea, da, să zicem. Da. Fii atentă ce explozie are. Da. Vezi? Deci creierul își găsește nevoia și oricum o să facă ce știe el. Și fericit grozav că au apărut oamenii ăștia de foarte, care fac stand-up de foarte bună calitate și noi urmărim acasă de câte ori avem ocazia, inclusiv când avem prieteni în vizită, băi, auzit-o, băi, nu, puf, știi, și pui pe YouTube repede să-l vadă. Bine, dar asta că te uiți și tot pe device, dar mergi la club? Mergi la club dacă de stand-up? Dacă aș avea timp, aș merge la club. Păi și la cum club, îți relaxezi creierul? Să-i văd, să-i domnule văd. Neurochirurg, cum relaxați propriul creier? Ce faci pentru la el? La mine e foarte simplu. Așa? Dacă aș fi singur pe pământ, păi, aș pune muzică și gata. Dacă ai fi singur. Deci muzica te relaxează. E cel nu mai la îndemână relaxează, pentru... Da. Și dacă poți să citesc în timp ce ascult muzică, și mai fericit. Și intru complet în lumea mea. Problema e că nu mai am timpul. Bine, de muzică este tot și poate să cânt oriunde. Uh-huh. Dar asta, pe mine asta mă relaxează și pe de parte e bine, știi, că condițiile astea le poți face foarte repede. Asta clar. E un mare avantaj. Clar, clar. Acum cel mai mult mă relaxează să mă joc cu aia mică, știi, adică ăla e momentul zilei, ca să zic așa. Câtă vreme stăm și ne jucăm. Da. Dar altfel e simplu, n-am nevoie de nu știu ce chestie, de râsul râd oricum
să nu zic vorbe tot timpul. E minunat să auzim un neurochirurg râzând așa, da, știi, cu poftă. Da, uneori ai de pierdut, mai ales dacă ești într-un mediu foarte serios. Da. Unii o interpretează ca neseriozitate. Din păcate, nu că vreau să, că nu-i de luat apărare sau ceva. Asta e, mă distrează foarte multe lucruri. Uneori nici nu-și dau seama de ce sunt amuzante anumite lucruri, dar chiar sunt. Uh-huh. Știi? Și practic de asta îmi place atât de mult stand-up-ul, pentru că da, asta e. Da. Da. Dar ălea sunt o idee foarte bună. Râsul este într-adevăr un mare, mare... Îi face bine creierului. De la Dumnezeu. Da. Și îi place tare mult. Oh, da. Acum nu o să te mai întreb, că toată lumea vorbește despre ce să mâncăm, ce îi place da. Creierului să mâncăm... Nu că nu se mai uită nimeni la noi din ăștia, să știi. Se uită creierul pentru că... Creierul îi place să mâncăm tot ce spune ei că e nesănătos. De-aia zic, n-am dacă fi deloc la modă. Dacă ar fi să te întreb ce mâncare nesănătoasă mănânci, domnule doctor... Nu mănânc mâncăruri sănătoase, pur și simplu. Salata o diger foarte prost și îmi face rău. Broccoli este, dacă vrei să mă sperii, mi-o arăți pe ceachi sau un pămătuf de la de broccoli și ai să vezi tu ce viteză prind la deci dimensiunile am rămas astea. La mâncarea tradițională moldovenească, zi. Românească, mexicanească, de orice fel, doar să aibă gust și să ne facă plăcere. Așa și apropo, să știi, nu că am ceva cu ei, deși am mai spus chestia asta, pe creier nu poți să-l păcălești. Deci tu poți să-ți pui cât vrei. Îți dă anxietate. Da. Deci dacă îmi dai acum o salată cu legume spune făcute că la steamer... Te cred. E clar că îmi dă anxietate, deși eu știu că îmi face bine. Dar nu știi. Îți spui că face parte din halucinație. Exact. Îmi disciplinez mintea. Da, pentru că au făcut treaba asta. Nu știu dacă noi am discutat de experimentul ăla, dar nu cred că am avut alte subiecte când ne-am văzut dățile trecute. Este un experiment foarte frumos. Eu l-am pus și inclusiv la o conferință despre obezitate. Așa? Da, a fost șoc și groază, că nu ar trebui să spun, cred că chestia asta. Oh. Dar asta e experimentul, l-am făcut eu. E făcut cu Coca-Cola, pot să zic că deja e bun public, să zicem așa, normală și aia fără zahăr. Dar așa e studiu. Și toți ca tine, nu, asta cu fără zahăr e mult mai să abia aștept, vreau să beau dintre asta. Dar ei erau în FMRI, în mașinărie. Uh-huh. Și beau Coca-Cola normală și aia care ziceau ei fără zahăr, care, mamă, ce o să fie extraordinar. Așa? Deci creierul lor, când le dădea aia fără ingredientele care știa el că trebuie să le găsească, exploda pur și simplu. Deci era o panică foarte asemănătoare cu asta când te asfixezi sau ceva. Înțelegi? De asta îți spun, noi putem să ne spunem și să ne mințim cum vrem noi sau să ne facem deci ce... Deci e mai bine să nu știi. E mai bine să nu știi. Știi nu, vorba aia românească, ce ne știi nici nu te doare. Da, nu, e cum zice una, cred că doamna doctor care face este o doamnă doctor care face emisiuni, care e foarte rezonabilă și care zice, nu-i bine să gândim așa că aia da, aia nu, aia e bună, aia nu-i bună. Cantitățile pot să facă un lucru foarte bun, extrem de dăunător, chiar toxic. Da? Deci e vorba de cantități, e vorba de obiceiuri, da. E vorba de alte da. Lucruri. Da. Știi, da. Nu de că ai mâncat nu știu ce șoric, astăzi o bucăție de șoric, ți era pof și asta aveai tu nevoie. Sau salată băf, sau cartoprilit, sau... Nu știi? Mai spune. Plus că mai există, toată lumea uită argumentul ăsta absolut banal. În țara asta, cel puțin, nu vorbim despre alții, că nu-i cunoaștem la fel de bine, dar să mănâncă slană și cartofi da, de toate felurile... Da, dar nu se felurile. Mai merge la coasă. Cum se mergeau odinioară. Da, și toată iarna mergeau la coasă. Să fim serioși, astea sunt da. Motive pe care le găsim. Nu există. Plus că s-ar putea săracii, dacă nu le mai dai săină, să sufere mult mai grav. Că nu știi ce modificări și-a făcut tot aparatul lor enzimatic să trăiască de în felul se spune ăsta. Că e bine să mănânci produse din zona ta. Și cu ce ai crescut din... acasă, exact, până la urmă. Că exact. Atunci și asta se formează tot când exact. Ești foarte mic. Știi? Doctore, da. Te-ai întrebat vreodată când ai trăit cea mai bună parte din viața ta? Nu. Păi dar eu zic că e timpul. Da, uite, acum mă gândesc că ai spus, deci eu sunt convins că cea mai bună parte din viața mea trebuie să vină. E tot timpul aia care urmează. Știi? Dar asta iarăși eu par, sau așa se o construi. Este ca și o așteptare a ta?
Nu, sau, eu sunt sau ești nemulțumit? Aia, nu. Eu sunt dintre aia care nu au... Știi că era întrebarea asta pe vreme, am văzut-o. Era un modă la un moment dat. Ce regrete aveți? Sau dacă ați putea schimba, păi încă se mai pune, schimba? Da, încă se mai pune întrebarea asta cu eu regretele. Eu nu am regrete, știi? Păi ești prea tânăr oricum. Nu, dar din câți ani sunt, nu am ce plus că regretul este o investiție foarte proastă de energie, inclusiv mentală. Istoria, după cum știm, nu poți să o schimbi. Ce este și mai trist sau deprimant este că și aia care își pun întreba și au regrete, nici nu fac nimic să schimbe sau nici nu... Da. Adică este o operațiune complet inutilă, ceea ce pe mine mă deprimă foarte tare. Nu-mi place să fac lucruri care nu au un rost, o logică și o finalitate. O fi și defect profesional de acum, știi, că nu vorbim așa ca să vorbim despre ce. Da. Plus că, repet, nu poți să schimbi istoria, iar la momentul ăla, cel puțin așa îmi place să cred, am luat cea mai bună decizie sau decizia care se impunea în momentul ăla, știi? Că nu toate au fost fericite. Bineînțeles, cine e tot timpul fericit? Tâmpiții și nebunii. Că nu toate au fost poate cele mai bune decizii dintr-un punct de vedere sau altul, se poate și asta. Dar asta nu înseamnă că acum am să mă dau cu capul de pereți, că nu știu ce. La momentul ăla, aia a apărut. Știi că așa avea mintea de acum. Asta e întrebare care n-are niciun sens. Cum se poate face așa ceva? Deci nu are rost să vorbim discuții. Știi? De-aia eu cred că cei mai... Pentru că mai deștept că acum n-am fost niciodată. Știi? Și ce urmează să fac, așa mi se pare mie, pentru că n-am făcut deci vei încă, o îmbunătățire, e și mai clar. Interesant decât ce am făcut până acum. Și atunci, de asta am spus, chiar este, eu așa cred, știi? Da. Îi vezi pe ăștia mici crescând, vezi cum se dezvoltă, adică sunt lucruri pe care nu le-am avut niciodată și care sunt de departe cele mai frumoase lucruri la care mă pot gândi acum. Aș vrea tare deci mult n-a fost să... la mișto întrebarea, răspunsul. Chiar îi propun. Aș vrea tare mult să aflu de la tine, doctore neurochirurg, despre înțelepciune și despre cum vede creierul înțelepciunea. Ce crezi că este înțelepciunea pentru creier? Ce? Deci toate întrebările tale astăzi sunt dintre astea merg la rădăcină. Că iarăși este o întrebare foarte profundă și să știi că se leagă cumva, n-am vorbit înainte, cui trebuie să spun? N-am apucat să vorbim înainte. Se leagă cu o direcție, știi, despre creier să fac o puzdeie de experimente, foarte multe direcții merg înainte, unele foarte repede și nici nu pot să le urmărești pe toate, nici nu mă interesează toate. Dar asta este una din direcții care e foarte interesantă pentru mine acum, că înțelepciunea asta cred că s-ar traduce în limba creierului ca și experiența acumulată. Și nu doar ca și experiență. Știi, una este, toți adunăm o experiență, inevitabil. Da. Câtă vreme suntem vii, sigur avem o experiență în spate. E felul în care creierul tău o folosește să îmbunătățească diverse lucruri. Eu cred că asta este înțelepciunea, ca să o zicem așa științific. Știi? Și nu neapărat, inclusiv să lași să se întâmple greșeli care știi că, știi? Că asta, mă uitam și la asta mică, odată, nu că am lăsat-o să cadă, dar nici n-am făcut orice aș fi putut să opresc. Pentru că face parte din experiența ei, știi? Mm-hmm. Și cred că parenting-ul, apropo, este locul în care poți să-ți demonstrezi într-adevăr înțelepciunea. Care contează, știi? Bun, și în jobul fiecăruia, experiența asta, dacă poți să ajungi înțelept, și mulți chirurgi s-au prins de treaba asta și cred că ți-au spus și ție, și alții poate mai bătrâni ca noi, este că înveți 10-20 de ani ce și cum să operezi și după aia, restul vieții, înveți când să nu operezi. Aia e tot înțelepciune. Și tot experiența care se acumulează. Da. Și atunci e foarte interesant că abia asta este un lucru, știi, aici este un loc în care filozofia, arta, ce vrei tu, și știința, dintr-o dată sunt același lucru. Mm-hmm. Și e foarte frumos să vezi cum diverse creiere, trecute prin experiențe mai mult sau mai puțin asemănătoare, au un grad de înțelepciune, că evident și asta diferă de la om la om, dar ajung cam în același loc, ceea ce este interesant. Da. Și acum vine o întrebare care îmi place mie foarte tare. Mai e una tare. Tot dintre asta așa? Nu e chiar așa. Dar îmi place mie cel mai mult întrebarea asta, deși să știi că pot să spun că ești primul căruia eu adresez. Sunt onorat. Doctore,
ce știi sigur? Ai zis că nu mai sunt dintre asta. Ce știi sigur? Ce știu sigur este că nu pot să mă opresc din încercat să aflu, hai să zic. Știi? Asta știu sigur. Știu sigur că în momentul în care am spus că nu mă mai interesează nimic, îs mort. Asta știu sigur. Altceva nu prea. Știi? Mulțumesc tare mult, dar mai știm sigur ceva. Ce? Nu, acum că m-ai luat complet prin surprindere, știi, și a fost un... Un sondaj de la instantaneu. Exact, asta a fost personal, a fost clar. Cea mai, da. Exact, pentru tine personal. Da. Dar ce știm sigur și voi mai mult decât noi, voi doctorii, e că declinul cognitiv nu iartă pe nimeni. Da, da, absolut. Și asta e adevărat. Și atunci ce facem? Putem să... Nu putem să-l stopăm. Putem să-l încetinim. Este unul din locurile alea unde trebuie să fim foarte atenți ce așteptări ne facem. Pentru că dacă ne facem o așteptare de genul vreau să fiu ca la 30 de ani, suntem terminați. Toți o să fim nefericiți și o să murim nefericiți. Dar vreau să... am avut, de fapt, pacienți și pot să spun că nu... Eu să fiu cinstit, nu mai știu cum îl cheamă. Apropo, și să vezi de ce e irelevant. Da. Un domn absolut impecabil, fost general, era general în rezervă sau retrage, cum se cheamă. Când a venit la mine, avea 92 de ani. Exact. Wow. De asta cred că e relevant exemplu. Și era ruda unor prieteni foarte buni și mi-au zis, bă, bunicul sau străbunicul să plânge că suferă, că și ceva cu capul, nu știau, că el era de undeva de lângă Brașov, era un Iași. Mm-hmm. Te rog să-l vezi și dacă trebuie făcut ceva, ne spui, știi cum e. Familie foarte faină. Și zic, bineînțeles, s-a nimerit să fie gardă de sâmbătă. Și vine pe la 10 domnul ăsta, impecabil, cel mai perfect, ca să nodă de cravată pe care l-am văzut, la costum, cu pălărie, deci tot ce vrei. Deci a fost pentru mine un deliciu, parcă vedeam cărțile interbelice și vedeam un domn din ele. Se așează pe scaun și foarte politicos îmi spune, domnul doctor, eu sufer o boală foarte gravă. Și zic, de ce spuneți chestia? Ce vă supără? Am pierderi de memorie. Știi cum e? Te gândești 92 de ani? Da, e oarecum normal. Dar fii atent cum erau pierderi lui de memorie, îmi zice. Știți, eu până cu două săptămâni puteam să vă spun numele și vârsta și nu mai știu ce, despre toți colegii mei din clasa 1 până la Academia Militară și toți pe care i-am avut în subordine cât am fost militar activ. Ceea ce îți dai seama, mie mi s-a părut, era să cade pe scaun. Și zic, și acum da. Ce se întâmplă? L-am uitat pe ăla de la bancă din rândul 3 din clasa 3-a. Wow. A fost așa un moment dintre la, știi, apropo de așteptări, la 92 de ani, să știi. Înțelegi? Deci, e bine să ne așteptăm să nu fim mai rău decât vârsta noastră biologică. Eu cred că asta e o așteptare rezonabilă. Bine, dar tu care ai știut și ai învățat Luceafărul pe de rost, da? Strofă cu strofă, dacă te întreb acum strofa 39... Dar n-am știut-o niciodată așa. Deci atunci dacă îmi spune strofa... Exact, cum l-ai învățat? Capul ca pe o poveste, nu? Deci am văzut când eram, știi, apropo de întâlnirile care contează în viață, mi-aduc aminte și acum un interviu cu Dumnezeu să-l ierte și să trecem peste orice conotație a căpătat el după Revoluție, cu Ion Caramitru, care pentru mine a fost un mare actor. L-am văzut live, recitând toate alea, și l-am văzut într-un interviu și cineva l-a întrebat, cred că fix după același spectacol. Era un spectacol în care 2 ore recita. Și Eminescu și numai chestii grele, scrisorile, toate, ceva incredibil. Un exercițiu de memorie în sine. Și zice, păi eu nu le învăț niciodată să rimeze sau altceva. Mm-hmm. Toate au o poveste, îți spun o chestie, că omul a venit, că era domnișoara asta care arăta extraordinar din ce descrie Eminescu și spune acolo, și ăsta a venit și nu s-a înțeles. Și a zis, și până la urmă i-a zis, las că stau eu aici și tu stai acolo. Știi, ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Și că de asta, că așa mi-a venit, dar le învăț ca pe povești. De-aia uneori le mai și... Nu erau chiar... Dar erau sinonimele corecte. Erau sinonimele corecte. Pentru un viitor student care, uite, se pregătește să dea examen de admitere la facultate,
să poată face această stimulare. Asta unii și-o fac, cred că singuri, fără să-și dea seama. Cred că da. Cred că sigur, știi. Mm-hmm. Dar cel mai mult vine de la interacțiunea cu și cu ceilalți din jur, dar mai ales cu profesorul. Să-ți spun la ce mă refer. Una din expresiile absolut tâmpite este că automotivarea. Așa ceva nu există. Și nici n-are cum să existe. Dar, uite, de exemplu, îți spun ce a cotat pentru mine sau ce a fost subliminal. Uh-huh. Felul în care am avut norocul să văd din doctori de ăștia care au devenit legende și nu doar locale. Și prima oară te apropii tot ca o legendă, după care foarte repede, pentru că ești în spital cu oameni bolnavi, cu și el e altfel, știi? Da. Și începi să observi sau îți pui întrebarea, de exemplu, mă, ce-l face pe ăsta mai de succes și un doctor mai bun decât ălaltul? Mm-hmm. Nu știu dacă da, la asta înțeleg. Sau la asta se referă neapărat, dar cumva, pentru că nu a fost o întrebare conștientă decât foarte târziu, când între noi sau în lumea mm-hmm. noastră a apărut un neurochirurg în Finlanda care făcea lucrurile complet altfel. Și foarte repede, da. Și atunci, știi, era chestia și tot ce putea face, că el spunea, săracul era și extrem de generos, zic săracul că s-a prăpădit anul ăsta, abia s-a prăpădit. Da, a fost un moment foarte trist pentru mulți. El îți spunea absolut orice, primea pe toată lumea în clinică, în sala de operație, stăteai cu el cât voiei, cât durau absolut. Deci nu înțelegi ce zic. Ceva da, înțeleg. Și atunci, și care era secretul lui? Nu l-am aflat, însă a fost foarte interesant să căutarea în sine. Uh-huh. Era clar că omul înțelesese și meseria sau seria de gesturi și creierul ca o obiect de operație complet altfel decât ceilalți sau altfel decât ceilalți. Știi? Da. Sau decât majoritatea. Și se vedea asta din gestică, chiar din atitudinea cu care s-a apropiat de operație. Nu era așa o chestie, nu știu ce, îl vedeai, devenea o chestie foarte intimă. Mai avea un pic și ziceai că îl ia în mână și începe să-l, știi, să-l pipă și să nu știu ce. Da, 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 un abord complet, complet, complet diferit. Wow. Cred că la asta se referă, adică e foarte important să vezi oamenii care chiar fac indiferent ce. Care chiar fac performanță. Da. Eu nu sunt muzician, nu știu să citesc bulinele alea, dar în momentul în care văd filme de astea, repetiții, de exemplu, cu mari artiști, ce obțin ăsta cu Celibidache, toate sunt revelatoare pentru mine și, repet, nu, în afară de faptul că ascult și că mai și înțeleg câteodată ce e pe acolo, cam atât. Nu. Strict ca și proces, ca și descoperire și așa mai departe. Deci ce pot eu să zic este să cauți, mai ales într-o lume ca asta, zicem pentru ăștia tineri, că noi ne știm de acum căile, este să nu să mai uite la lucrurile superficiale, pentru că nu o să-i ducă absolut nicăieri. Și zic asta pentru că am aflat cu o surprindere, sunt și acum uluit, că sunt tot felul ce se numește influenceri. Care nu fac nimic. Da. M-am dus și eu de curiozitate. Știi cum e? Bă, când omul e atât de celebru și are milioane de oameni care se uită, trebuie să fie ceva. Că așa suntem noi obișnuiți, știi? Nu există să ai audiență când nu știi să faci nimic. Dar nu spun absolut, sau din potrivă spun niște prostii mai mari ca ei. Și să caute performanța adevărată nu e niciodată pe net decât când o înregistrează unul. De unde e ea? Cu adevărat, știi? Cred că asta ar fi o chestie asta subliminală foarte bună. Domnule doctor, de câte ori pe săptămână deschideți un cap și vedeți un creier? În săptămânile proaste odată, pe săptămână, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Știi? Adică în rezidențiat și tânăr specialist, dar cred că și atunci poate era prea mult. Nu știu. Noi nu eram obișnuiți, eram fericiți că se întâmplă și îți dai seama. Dar vezi cu timpul și specialitatea în sine s-a schimbat, pentru că ne-am dat seama că putem face foarte rău și nu neapărat și dacă ne abținem un pic noi, evoluția pacientului poate să fie mai bună. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte au apărut o grămadă de tehnici pe care le avem și noi din fericire, care iarăși au scăpat pacienții de riscul unei operații pe creier. Dacă vrei să spun așa, mai tare mă îngrijorează generație care vin, că ei sunt din ce în ce mai mulți, iar pacienții sunt din ce în ce mai puțini. Știi, eu de bine de rău
am trăit, să zicem așa, perioada de glorie, dacă vrei, în termen de cantitate, pur și simplu. Și ce înseamnă asta? Că o să dispară neurochirurgia? Nu, nici vorbă. Înseamnă că o să se specializeze foarte tare. Deci nu o să mai existe neurochirurgul ăla care orice intră pe ușă, operează și operează la fel de bine orice intră pe ușă. Știi? Și îți dau un exemplu, dacă o să ne suporte, sper să nu dispară toți acum. Dar uite, de exemplu, când am fost eu rezident, am prins vremea în care, și domnul ăsta era, apropo, asta făcea, era chirurgia vasculară, anevrismele și malformațiile arteriovenoase, erau apogeul neurochirurgiei. Deci dacă reușeai să faci treaba aia bine, să chema că ai atins vârful meseriei. În ziua de astăzi, dacă se mai operează unul când și când. Problema e că e așa o chirurgie în care dacă nu ai măcar 30-40 de pacienți într-un an, nu ai cum să spui că ești un mare chirurg de genul. Înțelegi ce vreau să zic, știi? Da. La fel și cu tumorile, ne-am prins. Stai așa că tumorile sunt tot într-un creier de om și dacă te apuci și sapi prea mult, ajungi să faci tu mai rău decât face tumora în sine. Repet, există toate radiochirurgia și tot ce a apărut acum și, repet, din fericire le avem și noi, care iarăși, știi, obțin aceleași rezultate fără ca pacientul să mai treacă prin toate complicațiile, prin toate riscurile și așa mai departe. Deci specialitatea asta se schimbă enorm de mult. Și de repede. Mult. Și de foarte repede. Da, că până la urmă e o viață de om neterminat, să zicem, da, în domeniu. Și uite că deja eu trebuie să vorbesc cu totul altfel. Și cine știe ce mai apare în câțiva. O să apară terapiile genetice care o să vindece tumorile cu totul. Știi? Să nu cumva să mai apară ceva vreo malformație. Doamne ferește, de ce se poate întâmpla, bineînțeles. Mulțumesc tare mult! Da, ne adaptăm. Mulțumesc tare mult! Mai am o întrebare, dacă ar fi să te gândești la speranța pe care o ai, cea mai profundă, la ce s-ar referi speranța asta? Speranța mea este că oricât de negre ar părea unele lucruri și fără speranță astăzi, creierul sigur o să găsească o soluție să iasă din asta. E învingător! Nu există. Avem cel mai puternic aliat din universul ăsta. Deci speranța cea mare tot în creier este. În creierul uman, bineînțeles. Minunat. Da. Acolo e cheia. Mai optimist de atât? Nu se poate. Dacă ne vorbeam înainte, nu cred că găseam. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! A fost o plăcere. M-am bucurat tare mult de prezența ta și de tot ce ne-ai spus ca informație valoros. Te îmbrățișez. Sper să fie de acord cu noi. Și să ne revedem cândva, din nou. Oricând, cu mare plăcere. La Intervie Vista sau la televizor. Sau la unde de Dumnezeu. Te îmbrățișez. Cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici la Intervie Vista. În curând, toate cele bune! Zunivers Podcasts.